Salutare YouTube, salutare golanilor, ce faceți? Continuăm cu Champions în seara asta, la am alături de mine pe greu, Silviu sau 24. Salut, 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 sperăm să facem cât mai multe victorii din cât mai rămas. O să vă arăt și formația care o joc eu, echipa este super. Acum sperăm să ne lase și jocul. Așa. Bun. O să dau pe Custom Tactics. O să vedeți, n-am nimic de ascuns, deci nu fac nimic care după aia se întâmplă pe altă formație. Puteți să folosiți și voi formația asta dacă vreți. Eu joc normal un 4-2-2-2. La echipa asta o să joc în față pe Mbappé cu Ronaldo. Și o să fumez. Și Messi cu Neymar o să-i joc ca și camuri. La Player Instruction, Getting Behind Cristiano Ronaldo cu Mbappé. Lionel Messi cu Neymar îi lăsăm așa. Nuno Mendes cu Walker îi lăsăm așa. Yaya Touré, Stay Back While Attacking cu Cover Center. Și Sissoko, Stay Back While Attacking. Tactică, folosim un 50 cu un 30 deep ca să nu ne prindă cu un Press After Possession Lost, iar la build-up play, la offense, dăm un fast build-up cu balance, băieți, within-ul la 50, player in the box. El e Silviu, da bro, da Sim, el e Silviu. Player in the box, lăsăm 5, corner 4, free kick 4. Tata fumează, tata fumează, du-te la mami. Tati nu mănâncă, am mâncat, du-te la mami, hai, așa. Eu am folosit un echipament alb, un echipamentul lui Arsenal, îmi place să joc cu alb, nu contează la ce cu ce echipă. Nu-mi dai drumul la meciuri, că mergem să deschidem. Vlad Gabriel, am vorbit pe Insta, da bro, am văzut meciurile acolo, oricum ai scos bine bro acolo, ai scos bine, păca că nu prea ți-a dat în pachete. Cristian Matei, salut acolo, mersi bro că ești pe live. Mergem un pic la Sebi pe Discord, pe voi sunul să-i deschidem pachetele și după aia dăm drumul la meciuri. Măcar un Dembele dacă îmi dădea. Te știu ce zice acolo. Hai să mergem repede pe Discord. Te deschidem pachetele lui Sebi. După care dăm drum la meciuri, guys. A nostru este pe... Zic eu, Sebi, când să dai drumul, da? Bun. Nu acum, nu acum, Sebică. Offline. Online, offline. Bun. Gata, Sebi, dă-i drumul la pachete, după care ne băgăm la meciuri. Hai să vedem ce dă lui Sebica. Deschide cu FIFA Points, iar 1500 de FIFA Points, Sebica a luat o razna, se pare. Salut, băieți, salut, salut, bro. Salut, băieți. Și s-a prins Felinarii și a dat un CB. Opa! Bun, bun, hai că e bine, Rudiger, e bine. Bravo, bă, Sebica, mă. E cu noroc acolo. 90.085.000 acum. O, și Alexander Arnold, bun. Hai că ăsta e bun, e bun, bro. Ți-a dat bine, ți-a dat bine. Și fără am în cap. Aoleu, am zis că ăștia să... Mi-a dat doar pe low-ul. Ți-a dat bine, ți-a dat bine. Ai început bine. Și atât, nu? Atât. Bă, Sebica, mulțumim, bă, mulțumim de pachet. Foarte bine. Mulțumim bine de pachet. Bun, hai să închidem aici cu Sebica. Ne dăm înapoi pe scena noastră de joacă. Bang, așa. O să joace Silviu. Ai deschis pachetul de 100k, da bro, și mi-a dat mi l-a dat pe Yaya Touré. O să începem, au mai rămas 7 meciuri din Food Champions. O să încercăm să... Asta este formația care o joc, 4-2-2-2. Astea sunt tacticile. Rest after possession loss, 50 cu 30 la, în apărare, la offense build-up, play fast build-up, change creation pe balance with 50, 5 cu 4 cu 4, da? Player instruction, getting behind la atacanți, camurile las așa, stay back cu stay back, Yaya Touré, cu Sissoko, Nuno Mendes, cu Walker, lăsăm la fel, da? Dăm drumul, o să mai vreau să mai fac o chestie când intru un meci, o să apăs pe pauză ca să-mi pun să văd numele jucătorilor. După aia o să încerc să mă concentrez ca să scot cât mai bine. Vărule, dacă fumezi, păi îți iei de-aia. Nu vreau că nu o țin non-stop în mână, o țin jos acolo. La pachetul de 100 de ca prefer la cel la care l-am deschis eu. A, l-a deschis acum, l-a deschis, a făcut și profixe bică. Ok?
Și îmi este frică să joc cu Fast Build Up, că mă prinde pe contraatac. Bro, na, nu știu, greul meu așa joacă, Silviu așa joacă cu Fast Build Up, e acolo, e top. E top până la sper să fiu top și la ăsta. Uite, deja... Eu tot așa joc, Fast Build Up, am înțeles, clar. Super. La primul meci. Dar asta mai doare și pe tine capul, în modul tău. Cristiano Ronaldo. Ron Cure. Am un Messi cu tare aici, frate. Aici e bine, o leacă, s-o dăm o leacă în jos. Că dacă o prinde cu capul, s-o bubuie. Din păcate, nu prins-o. Ce-am făcut, mă, mâncat? M-a păsat pe pas de două ori, n-a vrut să o deam. Echipa merge super bine, nu bine, super bine merge echipa. Mă, care echipă s-a apărat? Că te-ai jucat în joc. Bravo, Loris, bine, Loris. Hai, când încercăm să ne dăm drumul ușor, ușor, uite, când am luat și gol. Astea, că nu-i problem. Stai cu minte. Stai cu minte. Bă, weekendul ăsta a mers super prost, crede-mă. Încercăm să ne obișnuim cu echipa, încercăm să ne obișnuim cu formația, asta o folosesc la echipa mea și merge super bine. Aștept să văd că toată lumea joacă cu presiune, frate, cu câtă presiune joacă băieți. Toată lumea e pe pressure, toată lumea e pe presiune, toată lumea. Și eu joc cu presiune cât pot. 4-1 și la TikTok, Anescu, să vă văd cât sunteți și pe TikTok. Suntem 10 golani pe TikTok. Dă-i cu capul, mâncați-aș gura ta, dă-i cu capul. Mersi de like-uri acolo, Mirela Casiana, mersi mult de like-uri. Eu mai am nevoie de 2K. 2K pentru ce, bro? Ți-ai deschis un pachet? Axo, ai deschis pachetul ăsta pe care eu l-am deschis? Nu, bro, nu, dar ce, ăsta e gratis sau ce? Fac să-l fac pe Hudson Odoi de la obiective până începe Barcelona și vă ascult pe voi. Mersi, mersi mult, Vlad Gabriel, mersi, bro. Hai, tati, hai, hai, că începe ușor, ușor să-și dea drumul dracul ăsta de joc. Încerc și eu, am un pic de emoții, n-am mai fost live niciodată și... Bă, haideți acolo cu un rând de like-uri pentru greu. E prima dată like. Până mi-a... Aoleu, Dumnezeu. Eu, frate, apăs și nu mi-a comanda să mor dacă te mint. Deci nu-mi vine să cred, frate. M-a apăsat de 3 ori pe X. Se apără bine, da, Silviu joacă bine în apărare, să știți, e greu să-l desfaci pe Silviu, joacă bine tare Silviu în apărare.
Joc bine de obicei, fără să mă laud, dar nu. Sunt un pic și timorat până își două ore. Cunosc echipa un pic până văd. Uite că până văd un pic jucătorii ce se pot. Joacă bine, se luptă apără bine, joacă bine, se. Eu în seara asta numai la butoane. Îl las pe greu meu să joace. Eu m-am nervat destul azi. Dădea acolo, la Ture dacă dădea. A dat-o în pulă. Încercăm aici o schemă. Hai, hai! 2-1. Avem jucători de milioane. Ai, ai, o leacă, bravo. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, unde o dă, mă. Uite-l unde o dă, mă, frate. Nu o se poate, da, mă, mâncați. Ce concentrat este. Da, bro, el stă concentrat, te joacă concentrat. Nu se poate așa ceva. Ia uite ce gol de om prost. Doar gol de amator am luat, mă, să-l bag cu ăla. Uite ce pasă. Du-te, Ronaldo. E a noastră. Încercăm aici tot așa un... Mai ridicăm o leacă mai sus. O dăm, încercăm să o dăm, să o punem lui Ronaldo pe cap, dacă reușim. Nu reușim. Vreau să dau o leacă mai spre 2-2 prima repriză, băieți. Încerc să-mi dau drumul, sper să câștig meciul ăsta. Sper. Contează. Contează. Dar nici n-ai jucat formația ta. Nu? N-am dat? Nu, ai de jucat 4-2-4. Ai uitat să dai. A uitat să-și dea formația, guys. Golanilor. Ah. Eu ce să vă zic, golanilor? Hai, noroc! N-am dat la attacking, eu parcă știam că am dat. A, deci dacă n-am jucat formația mea și 2-2, când dau formația mea, înseamnă emoții, că trebuie da, să... Vlad, emoții, emoții. N-am uitat dreptate, da. Hai dat acum am dat attacking. Hai dat formația ta. Ah, Hanji e bun, mă, tare, mă, cu capul ăla, dar... A avut lipici pe talpa acolo, n-a vrut. Nu, frate, nu. Bravo, Loris, hai, Loris. Uite, mă, mâncați așa. Dă-i, ia, frate. Hai, da, dă-i, frate. Caut-mi, mă, da. A scăpat. De ce ăla n-avea ce să caute acolo? Hai, Loris! Are și noroc omul nostru, bă, na! Am noroc, dar vezi că pierd mingea din... Cum o iau, cum o pierd și nu e ok. Hai,
că nu-i, nu-i bun, tare bun. Hai că avem oameni acum la corner, sperăm să-și facă treaba. Păi acum Fofana aici. Fofana știi că stă bine pe partea asta. Avem 3-2 guys. Au început să intre. Adversarul se pierde când are mingea la, la picior. Da, sică, da, na, ce să-i faci? Asta are emoții, săracul. A încercat schema aia până a dat gol bine. Bro, a dat-o, na. Schemă, ne schemă, bam, a lovit-o. Lasă-mă încălzesc o leacă, băieți, că după aia o să vedeți alt fotbal. Vă promit eu. Și acum urmează minutele alea de foc cu constant pressure, Gheorghe. Ia uite-l mă, mâncați așa. Bă, mâncați azi gura ta, bă. Ce dracu, bă, Ronaldo, bă. Crezi că eu mănânc căcat când zic că nu merg anumite chestii? Nu merg, nu vor să merg. Lasă că merg, stai liniștit. De acolo de ce n-a dat? N-a șutat Ronaldo, de exemplu. Singur cu portarul, frate, trebuia să o rupă acolo. Măcar să dea pe poartă. Hai ce-mi bapă și mie. Offside, bă, băieți. Dar ești despre și rezervi bune. Ai Zola, ai Sorlo. Nu trebuie nicio rezervă. Ăla-i pe Benazir, Kante. Sunt mai bune ăștia și decât Zola. Acolo atunci, nu știu, bam, 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 ok, ok. Hai că așteptăm să luăm primul win, băieți. Sperăm să luăm. Ia greu, ia greu win-ul. Ia greu win-ul, vedeți. Ia, deci nu stă la discuții, golanilor. Mă, sperăm să-l iau. Fac și eu ca becat. Ei, hey, mi-am adus antrenor. Ei, hey, n-am eu antrenor. Hai, panelor. Joc la Revo și am făcut 4 egal de 5 meciuri. Da, aia. În ce divizie ai ajuns, Sim? Uite-o leacă. Uite, uite cum are corner, bă, frate. Hai că mai e un pic, bro, și ajungi în, ajungi în a treia și bă. Ajungi în Liga de Foc. Deci asta era, frate, deci mi-a luat mingea fix de la picior, i-am luat-o și mi-a luat-o, eu n-am văzut așa ceva, mă, mâncați-aș gura ta. Uite-o leacă. Deci mă chinui să o dau. Tu nu-l vezi că el e cu toată echipa la tine? Da-l mă, doamne, iartă-mă, echipa lui cu tot. Oameni, nu se poate, mă, mâncați-o. Bă, nu se poate să ratezi de acolo, bă, frate. E, e greu, le, bă. Calm, calm, cu-l deam. Și-o dă aici cu cap. Ține de-a. Salutare, baftă, salut Alex, Alex Nuță, salut bro, salut! Mulțumim frumos! Auto, hai că încercăm una faină de aici. N-a vrut, frate, n-a vrut.
Primul meci, primul win, băieți. A luat greu, mă. Primul meci, oricum, am avut noroc, de ce să zic că nu. Sper să nu mai joc așa timorat meciul următor. Prima repriză am jucat, n-am jucat formația mea. Dar mai avem 6 meciuri. Sper să iau cât mai multe din 6. Să deschidem și pachetele împreună în seara asta. Și urmează al doilea meci. Aceeași formație. Punem niște contracte. Iar chestia cu contractele, să-mi bag pula în ele de contracte. Ca să nu zic altceva. Nu, mă uitam pe taie. Cum-i Fofana, se mișcă bine? Super, 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 ai echipă, super. Vedeam, poate nu se mișcă bine. Hai să vedem, am intrat în al doilea meci. Sperăm să-l luăm și pe ăsta, sperăm, sperăm. Aici n-are rost, dacă omul stă cu toți, îl dai în față că poate o prinde pe unul. Dacă nu o prinde, cu contraatac, nu știu dacă are. Dar să mă dea lungă de aici. Ia uite, mi-a dat. Așa mi-a dat-o și meciul trecut. Mi-a dat-o cu Harry Kane, mă, mâncați ajutora. Ura, ai văzut. Încearcă Perisic bro de la Tottenham, cardul ăsta nou, e demențial. Perisic de la Tottenham, dar nu stai că nu-i rămân, spun scuze, ăsta Perisic, scuze, atunci... Am crezut că nu i-am dat pe formație din mediu. Dar nu că e râmă ăla. Perisic e râmă și poți să joci pe poziție de cam, atât. Stai să mă gândesc. Pe Premier League. Ia uite mă, l-a ajuns Sanchez pe Mbappé. Așa Vlad, Zaharul Breaker, bravo, uite. Încercăm un gol de aici. Perisic ăla e undeva la vreo 200 de K, cred, un pic mai mult dacă nu mă înșel. Dar e top, poți să-l joci și pe poziție de K, are și un pic de defensă acolo. Intră pe footbin, Alex, nu să și vezi acolo pe footbin. Cât costă, dar e zeu ăla. Perisic ăla e Tom. Si! 1-1 băieți. Nu se poate, mă, să iei mingea acolo, du-te morți, mă. Avem 2-1, guys. Hai că încep să-mi dau drumul la joaca mea. Ce rank ești? Nu știu, bro. Habar n-am, nu știu. Ok, bro, să strâng bani de la cu Bucks Squad Beta, să reușesc să-l iau pe Haaland. Bravo, bro. Mă bucur, bro. Să știi că Haaland e OP, merge, Haaland rupe.
Rupe Haaland. Merge Diaz, bro, să știi că merge. Dar poți să strângi bani să iei un, să iei un Zaharul Breaker, e mai bun Zahar. De ce o dă, frate? Eu încerc să o dau. Stele are la weak-put, nu la weak-put, la skill moves. 5. Are 5 la skill moves? 5. În fața am tot să dau 5. Ronaldo 5, Mbappé 5, Nene 5 cu 5. Și? Hai, Messi, că tu-s Messi cu mătii. Acum noi, dă, nu, dă, nu știu cum băgam de acolo. Îl vendem pe Messi. Îl dăm la strânză cu noi. Game-mi dă gol, mă, mă, mâncați aș gura ta, bă. Și eu m-am căcat pe mine acolo, mă, frate, mă, ca să vezi o leacă, mă, frate. Nimica, ce faci, mă, mâncați? S-a aruncat, a făcut saltul Bermudei, s-a aruncat în cer. Poate portarul, bă, poate să-mi bag până la de portar. 2-2, prima repriză, băieți. Sperăm să... E bine. E un SBC bun în 86 overrated. Nu știu, bro, de SBC-uri, că nu m-am uitat la SBC-uri momentan. Am uitat direct la meci, nu m-am uitat la SBC-uri. Nu m-am uitat. Ce? Sigur nu vrei ceva? Nu vreau, frate, nimic. Vă salută Ghiuleau, hai salut Ghiuleau! Ce rang scoți, bro? Nu știu, vedem acum, poate scoate rang 5, poate. Nu știu dacă ajung la rang 5 la ceva, da. Vedem, poate scoatem, băieți. Eu o să încerc să mă concentrez, să le iau pe toate, vă spun sincer, dar nu cred că o să pot. Dar încercăm. Depinde și cum mă lasă jocul, depinde și cum joc eu, de fapt nu e vorba de joc, e vorba, echipa e super bună. Uite o leacă, mâncați aș gura ta dacă ai văzut așa ceva. Uite-o. De ce n-ai dat-o acolo, mă, frate, mă? Bă, de ce n-ai dat-o, mă, acolo, mă? Bam, deci eu îi dau pas lui, frate. Uite, uite ce tare odată, vezi? Atât. Uite, asta nu-mi place, frate. Da, bro, da, am zis că e mai bun. Am zis că e mai bun, bro.
Uite, știi ce am, unde am în sus, dat? Acolo. În sus lui Messi, da. Uite unde a dat. Dă-o, frate, o dată, acolo, bravo, ai dat-o, mâncați-aș gura ta să o dai. Dă-i Ronaldo, gol, Ronaldo, futu-ți gâtul, măti, Ronaldo. Acolo trebuia penalti, acum a intrat ăla. N-ai văzut, mă, mâncați-aș, n-ai, ia uite, mă, ce pas dă, mă. Hai că nu vreau să mă enervez, vreau să mă concentrez, că... Parcau... În picioare nu au, frate, parcau bolovani. El îl are pe Henry. Ia uite-l, mă, frate, uite-o alea. Bossule, de unde instalezi versiunea de FIFA de pe PS4 pe PS5? Doar dacă ți-ai luat versiunea Ultimate, bro, dacă nu, nu ai versiunea de PS4. Uite, Harry Kane îmi dă gol acum, frate. Doamne, nu mi-a dat. Asta e mai varză ca mine, crede-mă. Du-te, Messi! Du-te, Messi! Ancara Messi! Ancara Messi! Messi! Nu s-a dus, frate, și am apăsat pe trat X ca să oprească, să schimb partea și nu, n-a vrut, frate, n-a vrut. Ce supărate, bă, Dumnezeii mătii. Hai să încercăm o fază să dăm gol, că ăsta se alintă, frate, și nu e ok. Jucați 23, da, bro, 23, 23. Prea tare se alintă băiețașul ăsta. Uite o leacă, mă, frate, mă, ce dracu. Nu poți driblezi nimic, mă. Da, bă, parcă pe Rivals merge mai bine, mă, frate, crede-mă. Nu poți driblezi nimic, mă, nici agil dribbling, nu știi dribbling-ul ăla, nu merge nimic, nu merge. Salut pe Silvius, te salută și eu. Salutări. Nu e bun, frate, ăsta. Are banana, are power 90, mă, ce doamne. Hai că o dăm mai sus o leacă, poate. Poate cade. Nu prea cade, da. Băieți! Până la cât e live. Nu știu, bro, oricum îl țin un pic. Până se termină meciul. Îl țin un pic. Golani, suntem 32 de golan pe TikTok. Nu uitați că sunt live și pe canalul de YouTube. Intrați și acolo să dați un like, vă rog frumos, mă ajută foarte mult like-urile voastre, îmi duce live-ul la recomandate. Asta atâta e tot ce vă cer, să intrați și acolo să dați un like și un subscribe, e tot ce trebuie. Păi, îți pare rău, nu pot să driblez, frate, deloc, nu pot să fac nimic, credeți-mă, nimic. Nu-mi dă voie să driblez, băi, eu n-am văzut așa ceva, mă, frate. O să încerc să joc mai mult cu pas. Nu-mi dă, vreau să încerc să-i desfac jocul la om. Ia uite, acolo i-am dat-o lui Ronaldo. Lui Ronaldo am dat acolo. Ai, ia uite-l, mă. Mă, uitați-o leacă, mă, băieți, mă. Dă-i, frate, pas o dată, frate. Dă-i o dată pas. Du-te, Messi. Du-te, Ronaldo. Uite unde o dai, mă. Să fac un duș repede, mănânc ceva, iau chipsul și stau aici pe live-ul vostru. Mersi, bro, mersi mult. Asta cred că vrea să-l ia. Ia, uite, mi-a dat gol în 87. Cum asta, băi? Deja încep să mă enervez și eu. Stai, bro, liniște. Da, stai de-l trec. Alexander Mostovoy.
Băieți, îmi pare rău, n-am reușit să câștig meciul ăsta din păcate. O să încerc să fac altceva, că nu merge cu fast build up. Ai album FIFA, nu am bro. Așa mi s-a întâmplat și mie să greșesc numai eu pasele și el să fie zeu. Da bro, ăsta e jocul bro. Eu de asta, seara asta am ieșit cu greu la o bere, la o terasă aici așa. Și am zis, băi frate, eu nu vreau să le mai joc, eu îmi bag pulanele, le dau quick la toate. Băieți, și nu știu ce. Încercați weekend league-ul să-l jucați cu balance, cu balance, pentru că, din păcate, nu merge altceva. Și de ce vă spun că nu merge? Pentru că nu merge niciun dribbling, n-ai cum să ai, nu știu cum să spun, să ai superioritate în vreun fel, aici văd că trebuie să ai mai mult creații și i-am dat pe balance ca să nu mă mai prindă din orice. Băieți, suntem 42 de golani acolo pe TikTok, haideți și voi cu un like acolo mare, un mare like acolo, când să ne ducă live la live-ul la recomandate, intrați și pe canalul de YouTube la fel, să dați un like și subscribe. Până acum am una cu una, mai avem 5 meciuri, sperăm să le luăm, sperăm, nici n-aș vrea să-i pierd meciurile lui Laur. Un țam de like-uri acolo, bro, mulțumesc. Uite, asta e adevărat, ăsta adevărat, Țigolan. Like-urile acolo, bro, dați like-urile alea, că mă ajută și pe mine mult, duce live la recomandate, bro. Like-uri multe acolo, bro, să avem multe like-uri. Nu mă bucur că vi se mișcă rău, mă bucur că primesc o confirmare de la voi, într-adevăr că se mișcă rău. Da, bro, dar mereu am zis că se mișcă rău jocul, n-ai, ăsta e. Bă, frate, nu-mi vine să cred, mă, mâncați, aș cum poate să treacă alții, bă. Mai avem puțin și mergem la psiholog, bro, să știi că da. Să știi că da. Te termină psihic jocul ăsta, când vezi că la ei intră tot și ție nu-ți dă o pasă, te enervează. Messi s-a blocat acolo. Deci Messi s-a blocat. Și are la agilitate o grămadă, bro. Deci uitați, băieți, uitați-vă la butoane ce fac. Dau o pas, i-am dat pasul ăla în față. N-a reușit să dea pas, frate. Mă chinui să ies din careu cu ea. Eu n-am văzut așa ceva. Uite o leacă la Mbappé. Du-te, Mbappé! N-ai, mă, frate. Nu vrea nimic să moară în ăsta. Hai, atent. Hai, atent. Hai, mă, trebuie să poate, mă. Se poate dacă mă lasă și joc. Bă, dar nu se vede Rudiger. Mai așteaptă, bro, mai listează-l odată, dacă nu. Cum a dat, mă? Da, nu, a fost deviat, a fost deviat, n-a dat, el chiar așa prost, adică n-a. Bă, numai pe portar o dau, mă, să moară, mă, să dacă nu, la corner parcă-s prost. Așa că weekend league-ul ăsta nu mă joc, mi-a luat niște beri, stau cu voi, bro! Hai noroc atunci, cheers! Hai noroc, bro! Cristian Killer, bine ai venit, bro, bine ai venit. Noroc, sănătate și virtute, să avem bani, să avem ce fute. Yeah, boy! Yeah, boy!
Ceau, bro, salut, salut, bro. Ce faci, bro? Nu merge să intru în careu, frate, n-am văzut așa ceva. O să dă ca pachet în shop. Am văzut, bro, am pachetul, am văzut, dar nu știu dacă se merită. Nu știu dacă mi-ar mai da mie ceva, mie tocmai mi l-a dat pe ea turie într-un pachet de 100 de K. Jumborar player pick, da, 100 de K. Messi, Ronaldo stă în spatele lui, frate, nu-mi vine să cred. Ai 5 cu 5 la V-aș dona și eu, dar n-am bani pe card. Mânzo, de ce nu îmi donezi, Mânzo? Hai cu donațiile acolo, deschide tu seara. Tu poți să ne donezi câte o bere. Du-te, frate, du-te, frate, du-te că ți-am dat-o, frate, du-te, mâncați-aș gura ta. Uite-o leacă, bă, bă, n-ai văzut, mă, nu merge, mă, în rival să moară, mă, să parcare 10 viteze, aici nu merge. Ia, uite-l, bă, frate, bă. Asta-i vezi că lui merge. Ce dracu, joc numai cu nemți. Du-te, frate, du-te, frate, go, go, du-te, dică, du-te, du-te în Dumnezeu, mă, dică, era tato. Doamne, Dumnezeule mare care m-a făcut pe mine. Ia uite-mă. Iulie, mersi de like-uri acolo. Golanilor, nu uitați de like-uri. Dați like-uri acolo, multe like-uri sau tap-uri cum e pe TikTok aici. Hai să ne ducă videoclipul la recomandate. Hai să câștigăm și noi un meci prima dată. Ce că se aude tatăl meu. Ia uite, mă, te urmăște Ficiur. Ești live. Te urmăște Ficiur. Mersi Cristian acolo de like-uri, mersi mult bro de like-uri. Mersi că bro. Oare cât trebuie să aștept ca să dau un gol, oare cât? Mersi că acolo. Ia că îi dau lui soacră mea link-ul să intre. Ce rea ești, bă! Paul! Hai mai în spate, îl dă în partea la mama dracului. Ia uite-mă! Doamne, deci uite cum mi-a luat mingea acolo. Deci nu-mi vine să cred, bă, că mi-a luat acolo mingea. Parcă-s popici ai mei, mai mei, nu jucători, mai mei, sunt popici, mă. Uite unde o dat-o. Mă îmbolnăvesc. Ia cu cardie și ia cu boale, cu toate boale, cu cardie și cu golani. Nu știu că iar am, nu mi-am dat mai. Iar ai uitat, e? Ba nu mă, iar am. Păi ești și doamne, iar cum mi-a arătat. Dă-o dreacu de minge, trece acasă că e gata Mălig. Ce-ți mai place Măliga? Ia o zi, trece acasă că e gata. Mânza mea are chef de glume. Are chef de glume, mânza are chef. L-am spus să-mi iau pe aici de jos. Mersi Costi Baicu de subscribe acolo, de subscribe pe YouTube, bro. Mulțumesc frumos. Iar bară. Eu după weekie lungă asta mă relaxez la un squad battle. Bravo, be, bine faci, bro, bine faci. Chiar bine faci. Siii! Bine, mă! Aia-i zi. Frumos gameplay acolo din partea lui Silviu. Cum ai făcut să ai controllerul în dreapta sus, bro? Vezi că la setor undeva ai input show sau ceva de genul și ai controllerul sus acolo. Îți are după ce termină meciul, îți are exact între singuri. Mm-hmm.
Ia uite-l, mă, bă, dacă ți-am oprit mingea aia, frate, las-o la mine. Cât de ușor poate să fie să ajungă el la mine. Uite-o, leacă, cât de ușor poate să fie să-mi dea el gol. Și uite cât mă chinuie și îmi dă cum orientez. Mai important decât numai liga este liga, bro, în seara asta joacă Barcelona, să nu uitați totuși. Unde ai dat-o? Trebuie acolo un apărare, nu se știe. Un Van Dijk. Păi vreau să le iau un loc lui Akanji. Dar l-am luat pe Fofana acum, asta poate ea, de asta să-l încerc. Cum se pare, ok, nu? Atunci le-au pe Van Dijk. După primul luăm în loc pe Van Dijk. Îl spun pe Fofana, oricum a crescut un preț, l-am luat pe 130.000 și acum e 150.000. Mâine Rapid CFR, cine credeți că bate gaz dintre Rapid și CFR? A venit și ce trebuie. N-a fost penalt acolo, a? Îl curam mamilor. Mânzo, aia nu mai sănătate să fie, Rapid CFR, bro, aici să bat doi cap în cadă. Vlad zice CFR, Rapid, ăsta Adrian zice Rapid, depinde cine arbitrează. Tudor de la Vaslui, ce să arbitriu, ce pasă odată la acolo. Toaa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 a
Ce ai, Monzo? Iau ce ai? Mă, că nebunezi tot. Iau un ceai din ăsta cu acid. Eu acum fac calificările. Bravo, bro! Bravo! Oricum e de... Mă, dar pleci acasă, îi faci de râs. Dacă scădem penaltele, o să bată rapid. Bro, și asta e adevărat. Și asta este adevărat, dar... Na. E bine pe tot, da. O, chemăm pe Brodanca, bine tot. Dimineața mă disperă, frate. Numai te atingi, ți-a sări mingea. Și tu abia eu iei, frate. Eu nu înțeleg cum pula mea mai are vreun buton special joystick pe dedesubtul lui și nu știu eu. Golani de pe TikTok, suntem 44 în momentul de față. Nu uitați să dați și voi acolo un tap-tap, un like, o alea, să ne ducă videoclipul la recomandate, să vină și mai mulți golani, să mărim comunitatea asta frumoasă. Și totodată nu uitați că sunt live și pe canalul de YouTube, Axo Gaming, intrați și acolo să dați un like. N-a fost faul, nu? N-a fost, a intrat în Messi. Nu uitați să intrați și pe YouTube, rost, să dați acolo un like, m-ar ajuta extraordinar de mult like-ul vostru acolo, păi, mai ales pe YouTube, maxim ar ajuta. Da, și ăsta dreapta cine? Acanji. Da? Mă mișcă? Fofana ăsta din dreapta mi se pare că îi au în afara poziției de fiecare dată. Fofana e la chel. Nu Fofana. Dar Acanji îl schimbăm atunci. Luăm, bag Gomez sau... Gomez, e mult mai bun. Luăm Gomez. Dar bine, acum nu mai am bani. Nu-i pare. După premii, că l-am luat pe Fofana acum. După premii, ne-a bridă. Eu, dacă ajungi ceva în viața asta din joc, să-ți aduci aminte că susținem aici viața. Da, bro, da, Mânzo, cum să nu? Dar dă-i și tu cu tap-tap acolo, cu like, cu alea, nu? Pune acolo, e handicapatul live. Faci Caterin, ca alea. Uite, acum, abia acum am văzut like-urile de la tine. Deci abia acum a venit like-ul. Vlad Gabriel, send like-uri, mersi de like-uri, bro, mult, mersi mult, tare. Trebuia să o bubui tare acolo. Cât scor ai, bro, am pierdut eu multe tare, m-am enervat așa și am pierdut. La mult, la două dintre ele le-am dat și quick după primul gol.
Gilles Silva să-mi dea pinul de la card. Să-ți dau un trandafir. Hai, liniștit. Bro, nu dați nota, stați liniștit, nu trebuie. Like-uri, atâta like-uri și restul nu mai contează. N-aveți de ce acum să câștig meciurile, frate, că... Nu vedeți că nu mă lasă? Ia uite, liber acolo, du-te, du-te, Mbappé, că ai viteză, frate, du-te. N-ai văzut, mă, mâncat. Oameni, deci eu și Silvia avem aceleași replici în FIFA. Bro, se poate, se poate. Nu mai dați weekend la weekend, nu mai dăm, bro, gata, nu mai dăm, dacă spui tu, nu mai dăm. Nu dau rage quit, numai să mă lase să câștig. Dacă câștigi, îți trimite o planetă. Ia, mă, știu, zis Anonymous, că dacă... Ce e aia planetă, frate? Bă, nu știu, dar e cam de cele mai scumpe gifturi de pe TikTok. Fii atent aici, că... Mă lasă să câștig, sper să mă lasă. Nu cer, frate, joc, ce să fac mai mult de atât? La... Pe PlayStation 4 eram în elit la FIFA 22 și eram acolo printre primii mereu. Ia uite că dacă... What? Dacă dai rage nu se mai pune, ia uite, dacă dai rage nu se mai pune punct. Ba da, se pune. Păi dacă stau să o cotesc azi... Da, frate, se pune punct. Ia uite, uite o leacă cum sare, mă, ăsta. A sărit ăla ca din apă. Bă, nu mă lasă, mă, să șutez acolo, băi, el e pistitot, bă, el știe, frate. A, nu la asta, am înțeles, gata, știu la ce te referi acum, gata, gata, știu, bro, știu. Da, știu, știu, acum, gata, știu, știu, mi-am dat seama, gata. Ia uite, doamne, i-am dat mingea. Bă, îmi pare rău, eu am greșit pe asta. Nu știu, frate, ce să-i fac la jocul ăsta ca să meargă. Nu. Hai, Ronald, hai, mi-e să nu dacă nu ne grime, să nu am cum. Ce-i mai bun din joc, ia? Na. După ce fac, pot să-ți dau partajare cu un pic de 100 de K. Da, bro, cum să nu? Da, deschidem pe cum? Uite-o leac. Deci ai vrut acolo, am vrut să-i dau lui Ronaldo și-o dat-o lui ăsta. Bă, frate, bă. Deschide, bro. Suntem 76 în momentul ăsta pe TikTok, bro. Vă mulțumesc mult acolo. Vedeți ce fac like-urile voastre, tap-tap-urile voastre. Ne duc live-ul la recomandate acolo și intră și mai mult și mai mult. Așa că, încă o dată, vă rog, dați like-uri acolo, dați tap-tap-uri. Să fie acolo, să ajunge cât mai mare, cât mai sus. Ce zici despre Chiesa out of position? Bro, pare bunicel cardul. Pare bunicel cardul, dar eu n-am un să-l bag, sincer. N-am un să, ce să fac cu el. Sincer, n-am ce să fac cu el. Na. Să le-aș scoate, dar după aia nu se mai aud în joc. Nu mai aud în joc. De asta am atea cabluri în el. 3, 2. Salut, salut, Vale CRS, salut, bro, salut, bine ai venit, bro. Golane de pe TikTok, suntem 77 golanilor. Haideți și pe canalul de YouTube acolo cu un like, vă rog frumos. Haideți și pe canalul de YouTube Axo Gaming acolo. Vă aștept și acolo cu un like. Calitatea e mult mai bună acolo, puteți să dați pe full screen. E mult mai fain pe YouTube. Mersi de follow acolo. Gheorghe, mersi de follow, bro, mersi. Mersi de like-uri. Pare sincer cum fac cum în 2-2-2 ultimele meciuri. Joci cum vrei tu. Eu te-am spus că vreau să renunț la el. Eu m-am nervat azi că nu mergea nimic. De ce nu merge? Cere lui Silviu o părere Foden cam. Zic rău, o părere. Foden? Bă, Foden ăsta, dar nu Foden gold. Foden ăsta care acum e forță. Champions League parcă, e super, frate, super. Ce monitor îmi recomand pentru PS5 gaming? De la AOC, bro, ia-ți de la AOC. E cel mai ieftin și are niște standarde foarte șmechere. Calitate, preț e zeu.
Ai 144 de MHz cu un emis timp de răspuns. Eu de la Ocam. Am de la Oc și e tank. Calitatea preț e ziu. E ziu. A venit de pe TikTok. Mersi, mersi. Îmi place. Îmi place de mâncare. Uite o leacă, frate. Uite o leacă, mâncați. Mersi, mersi mult, bro, acolo că ai venit. Da, și să turni, bro. Mersi, bro, mersi. N-ai, mă, frate, n-ai, mor de ciud aici. Mor de ciud, mor de braci. Da-ți de la Oc sau dacă nu, dacă vrei ceva un pic mai scump, pe la 1000 și un pic de lei, găsești la, de la MSI, tot la fel, curbat, de gaming, super. Spuneți, mă, băieți, și voi, bă, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Salut, am venit de pe YouTube. Unul vine de pe YouTube, unul vine de pe TikTok pe YouTube. Ceva 4K, a, bro, eu te-ai aruncat la prețurile astea de 20 ceva de milioane, 25 de milioane, nu știu, bro, nu, chiar nu m-am uitat la prețurile astea. Salutare, salut, salut, bro, salut, VGI. Doamne, doamne, mulțumesc, doamne, că m-ai lăsat să dau gol. Nu ți se arată să câștigezi. Da, bro, nu vrea să iasă, nimic nu ți intră. Asta e, bro, nu vrea. Azi n-a fost ziua de weekend league, crede-mă. Offside. N-a fost ziua de weekend league. Jucat, da, la weekend, bro, jucăm. La weekend, la weekend. Dar azi nu prea a fost ziua de weekend league. A mers execrabil weekend league-ul. Asta e. Spate acolo la Messi. Ancara Messi! Ancara Messi! Si, de unde sunteți? Din Bacău, bro. Din Bacău. Moldovenei. Era să mă lovească Messi, dar Ghinion. Ăsta e Mbappé, dar Ghinion, Benzema, te cred, bro. Ia uite-l, mă, mâncați, aș gura ta, mă. Aștept planeta aia. Da? Gheorghe Bahneanu. Bacău, Bacău. Costinești trupa feelings, e, bro? 3 meciuri, 2 victorii cu înfrângeri, da? Aia, bă, uite, și moldoveni aici în ceas. Salutare la toți moldoveni de acolo. Părere Govu, Hero, acum vreau să-l cumpăr. Bro, e, forță, e forță! E peste Ronaldo. Forță. E peste Ronaldo Gold. Merge. Dar, părerea mea, dacă vreți să jucați Weekend League, mai ales la căcatul ăsta de joc, jucători cu lenti, frate. Lenti, 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 lenti. Altfel... Dau câți moldoveni aici, bă, Suceava, Suceava, bă, sucevenii, forță Suceava. În chat acolo, forță Suceava sau forță Moldova, hai să văd acolo, forță. Deci, am 2 cu 1, da? Din 7 mai avem 4 meci. Motoșan, Iași, să văd acolo în chat, forță Moldova. Moldoveni la putere. Eu sunt din Cluj. Cluj, oraș frumos, n-ai ce să comentez. Timișoara, bravo, bro, ia uite, din toată țara. Galați. Ești din Galați și din Naia. Hai băieți, al patrulea meci. Încercăm să luăm și pe ăsta. Constanța, Vâlcea. Dar chiar că din toată țara. Bistrița Năsăud, bro, am neamuri, am rude la Bistrița acolo. Faina Bistrița. Pitești, bro. Și la Pitești am cunoștință. Turbuța, dar nu știu unde e asta, unde e Turbuța, bro? Mersi, mersi de like-uri acolo, mersi mult de like-uri, bro. E un sat din Sălaj, a, gata, am înțeles, gata, bro, mersi, mersi de, mersi de informații. Vale CRS, mersi de like-uri, bro, mersi mult de like-uri. Suntem în momentul de față 88 de golan pe live-ul de pe TikTok. O bine, boșilor, baftă, baftă. Salut, bro, salut! Mulțumim! Încă o dată vă zic să nu uitați, boșilor, să intrați și pe live-ul de pe YouTube acolo, să dați un like și la live-ul de pe YouTube. Ăla mă interesează extraordinar de mult. Like-ul vostru mă ajută să îmi ducă videoclipul la recomandate și să fiu acolo în recomandate în România. Ia uite-l pe ăsta, e o schemă tot.
Ai, mare țeapă, aici de 100k după marketul de la ei. Aaa, da. Dacă cumperi cu points nu merită. Da, asta știu, dar eu am zis că nu merită. Hai cu mint. Deci Akanji trebuie să schimb acolo. Akanji schimb de la mint, da, schimb tot. Mersi de Liper, bro, acolo. Swanky, mersi de Liper, bro. Ai văzut, da? Mort. Da, partea dreaptă e mort. Să schimb, trebuie să schimb, dar acum n-am, după premii, n-am. Nu-i frate, stai liniște. Vă spun așa, Fofana e forță. Partea dreaptă e... Nu-i ce trebuie. Noi, nu, mersi mult de like-uri, bro, acolo, mersi de like-uri, bro. Salutare, 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 Bibi Andrei, salutare. Doamne, ce-mi face Bai, Andrei, salutare. Ce-mi face ăsta la corner, băi, eu nu pot să ies, băi, din... Hai, mă, că am scos portarul. Ia uite, frate, o dat din corner până mi-a dat gol, bă, dacă ai văzut așa ceva. Mai zici că nu-i drag jocul ăsta, mă, frate. Deci eu n-am văzut să rateze așa Mbappé în viața mea. Frate, singur cu portarul, frate, și el dă din corner, dă 1000 de corneri dă el. Uite-o leacă, a apărut tot. Jucați la divizie? Nu, bro, jucăm weekend league, bro, rupem weekend league. Nu prea îl rupim, cam ne rupi el. Deci nu ne rupi adversarul, cum ne rupi scriptul jocului. Uite, uite ce adversar am. Vezi că a ajuns-o. Acolo trebuia să fie jucătorul meu. Cât aveți? Bro, nu știu cât avem, nu știu. Eu am jucat în seara asta, am două victorii cu înfrângere. În seara asta, dar... Eu știu, blesteamă mânza, ia gol. N-am jucat Squad Battles deloc, După meci, da, intru pe partajare, îmi dai invite și... Da, oricum, mare 2-0, meciul ăsta e ca și, nu știu, dacă am puterea să revin de la 2-0, încercăm. De fapt, ar trebui să am puterea să revin de la 2-0 la 5-0. Nu mă las să fac nimic. Deci Mbappé acolo trebuia să fugă, să nu-l ajungă nimeni. Îi punem Hunter. Dar ce să-i pui Hunter? Care nu zici ceva la putez. Spuneți și voi, băieți! Eu nu mai știu ce să mai spun. În fotbal tu dacă nu-i ca la shooter l-ai omorât. În fotbal tu dacă nu dai gol și el ți-a dat, s-a terminat șmecheria. Ăsta e FIFA. Încerc. Mă las. Pune press after possession, las că ai ce schimbări de făcut, nu ai ce pierde la 2-0. Este la press after possession la asta.
dar pur și simplu nu mă lasă să șutez, frate. Mai e o repriză, dacă i-am dat una, e bine, dacă îi dau. Golanilor, lasă și voi pe Claudiu Alexandru un pic la întrebări. Nu mai vedete de astea care e la Weekend League cu terenul în cap. Bravo, frate, bravo. Felicitări. Ești golanilor. Hai să vă văd acolo, luați-l un pic pe băiatul ăsta. Probabil ești bun la Weekend League dacă ești în Germania, unde serverele sau în Marea Britanie, sau poate ești bun, că doar n-am zis niciodată că ești cel mai bun sau că greu e cel mai bun. Noi încercăm să jucăm, să da, că a început băieți. Alexandru, iarăși ți-ai desenat barba cu creionul și face 3 victorii. Câte victorii ai? Aia zic, aia e forța Golanii. Asta e comunitatea Golanilor. Indiferent dacă câștigăm sau pierdem, nu vorbim urât, da? Asta e o regulă. Da, noi mai înjurăm pe live, pula mea, dar acolo e urât să jignim unul pe altul. Ia uite-l mă ce pas am dat și eu, i-am dat o vremă. Hai da! S-a trezit creionatul ăsta. Cu metri te mai înfilez? Bine acolo, Vlad, bine! Zici că ești după Cartoon Network. Aia e tată. Claudiu Alexandru, nicio victorie nu faci. Bravo, bă, mulțam golanilor. Aici se vede adevărata voastră putere. Adevărata voastră forță. Aici se vede. Deci ca să vedeți ce gol am dat, mă. Doar ca să vedeți ce gol am dat de căcat. Deci am dat din toate pozițiile, n-am dat gol și am dat golul ăsta de căcat. De căcat. Să-l vezi pe Claudiu acum, Alexandru. Încearcă șefule, tu finesc. Gata, acum o dă frumos, încearcă finesc, încearcă aia. Bravo, bă, Alexandru. Omule, nu mă lasă jocul ăsta să crede-mă că încerc toate. Știu să dau finesc, așa e ușor din fața. Care e recordul acum la Weekend League, bro? Nu știu, cred că avem rang 6, nici nu știu, rang 7, nu știu. Hai că reușesc să vorbească dacă e. Mulțam mult golanilor, mulțam mult, asta înseamnă puterea voastră, asta înseamnă forța voastră. Cea mai șmecher comunitate, golan number one. Am cu ce mă mândri, am cea mai șmecheră comunitate. Bine ai venit, prost ai nimerit. Bro, nu ți-ai găsit oamenii cu care să faci din asta, crede-mă. Cei mai șmecheri pe chat-ul ăsta, cei mai șmecheri oameni, cei mai forți oameni. Iar are corner ăsta, iar îmi dă gol din corner ăsta. Uite că s-o nimeri și asta. O, tipunii cu moldoveni, aia, ce faci șefule? Bine bro, bine ai venit bro. Uite aici la o FIFA, l-am adus și pe Silviu. Jucăm în doi. Joacă el, eu beau și discut cu voi. În seara asta am să discut mai mult cu voi. Cea mai șmecheră comunitate cu pași de oameni pe live, bun și tu. Bro, 40, da bun, înțelegi ce zic? Decât din aia falși cumpărați, mai bine 40 munciți. Și care sunt mereu. N-a fost fault mai acolo, mă. Decât să mă duc pe din alea, hai că dau bani să te promovez, tap-tap, aia și dăm fară unul la altul și nu faci nimic. Degeaba, bro, am mei 40, dar buni și ai mei. Munciți. Și sunt mereu aici. Știu despre FIFA, despre aia, nu i-ați cumpărați. Înțelegi ce zic? Așa conturi cu milioane am văzut și eu, dar cumpărate, știi? Joacă mai calm. Vreau să știi că joacă Silviu destul de bine, bro, joacă bine, dar nu, nici jocul nu merge cum ar trebui și asta e. Frate, crede-mă acolo, deci a luat mingea, ia uite-l mă, frate. Azi nu am mai jucat, păi nu ți-a mers, bro, sau de ce nu ai mai jucat? Bro, ziceți-i oleacă lui băiatul ăsta că uitat unde și-o priponi calul. El nici nu știu unde și-o priponi calul. Întreabă pe băiatul ăsta din cea dacă o dat de mâncare la găini. Păi, du-te vezi că ți-ai uitat calul, nu mai știu unde l-ai uitat. Du-te oleacă, vezi că trebuie să-i dai de apă, de alea. Du-te oleacă. Dă-i cu praf un pic, că miroase urât în spatele tău, miroase alabă. Du-te oleacă.
Du-te, leacă! Dar nu, mă, că are și el rolul lui, mă. Și hateri are rolul lui. Te țin în priză. Olge, aia. Numai antrenori aici. Da, 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 e ca pe țurcă în 98. Hai, mă. Bravo, mă, greule. Siii! Păpași la măgare, aia zic, bro, bravo, bravo. Bro, dar pierd toată distracția dacă stau pe YouTube. Bro, toată lumea stă pe TikTok, nu? Tot le-am zis mereu să intre pe YouTube, pe YouTube. Toți intră, stau pe TikTok, n-am. Păcat că nu intră pe YouTube. Tot le-am zis să intre pe YouTube, bro, dar o să fac într-o seară. O să fac live numai pe YouTube, să vedem cât de pe TikTok o să vină și pe YouTube. Dar până atunci o să țin și pe TikTok. N-am, asta e. Paul! Nu-i Paul. Mersi de like-uri acolo, bro. Mersi mult de like-uri. Bravo, Silviule. Aia zic. Silvi joacă bine, bro. Credeți-mă, joacă bine, Silvi. A jucat bine dacă mă lăsa și joc. Și Loris acolo să tragă de timp, iau să tragă de timp. Mai e un pic din meci. Băieții, ce a fost acolo, frate? Stați, bă, băieți, că se gândește la o propoziție de asta. Cred că a și fugit, bro, cred că a și fugit. A văzut că nu e loc de el și s-a dus. A văzut că nu e loc de el și... Uite că am luat gol, mă, frate. Tip prost s-a fost. Eu... Hai, eu nu-s cu trasul de timp, frate. Nu știu să trag de timp, nu știu să... Eu încerc să creez acolo. Uite că mai degrabă cu trasul. Ia uite. Uite cum iau bătaie, bă. Mamă, mamă, mamă! Jucați la calificări? Nu vreau, jucăm Weekend League. Weekend League-ul jucăm. Hai, că au ajuns prelungirile, am pierdut. N-am pierdut meciul, de fapt, dar l-am și rezerve bune, greule. Nu. Ai rezerve bune, greule. Ai Benasier, ai Kante, ai Zola. Nu, că nu joacă, nu le crește cum au cartonașul. Cam și-l bați, câte win-uri aveți? Bro, nu știu. Nu, deci eu în seara asta am două victorii cu o înfrângere. Și eu am vreo 4, 5, vreo 7, 8 win-uri avem. Vreo 7, 8 win-uri. Zola super bun, super sap. Da, l-am super sap pe Zola, da. Zola, Nakata. Avem și super stabil. Laura, ai Ginola? Nu, bro, n-am Ginola, n-am, aș fi vrut. Poate cine știe. Poate nu se știe. Acum am prins Mbappé, Yaya Touré, Messi. Poate prindem și un Zola pe contul ăsta, anul ăsta. Nu se știe, nu se știe. Doamne, nu se poate, mă, mâncați-aș, mă. Bă, nu se poate, mă, frate, mă, nu se poate, mă, nu se mulțumesc, poate. Mulțumesc, mulțumesc mult, Vlad Gabriel, spor și ție acolo somn ușor și spor la șpris sau la ce vrei tu. Eu mă rog pentru un de 85, tu vrei Ginola? Rona! Iar corner, nebunesc cu ăsta cu cornerul lui. A spus și eu spre mai mult. Nebunesc cu cornerul ăsta, nebunesc de tot. Nu, mea. Nu, ce, bro? Eu am prins Messi 92. Am găsit metoda de făcut bani și o să cumpăr jucători și îi vând mai scump. Bro, super, dacă ai găsit o metodă în care poți să faci bani, Cârnăciorul a creat o gașcă cu tine. Bro, mai așteaptă un pic, mai așteaptă un pic, bro. Uite o leacă, frate, uite o leacă, mâncați ajutorata. Să mai intre o leacă ăștia care dau cu hate aici, că am venit și eu. Bravo, bro, bravo, mersi, 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 Sebi. Merci, hai să-l vedem pe Ronaldo acum, hai să-l vedem pe Ronaldo. Să-l vedem pe Ronaldo. Uite Ronaldo, frate, uite ce face Ronaldo. A dat-o pe lângă, mă, adică a dat-o pe lângă. A apărat o portară, mă.
Ai mei n-au cap, frate. Uite, eu îi dau pas lui, mă. Bravo, băi, eu dau pas lui, mă, frate, mă. Așa-mi trebuie, mă. Așa-mi trebuie. Am pierdut meciul ăsta, frate. Da, am pierdut. Aia e o repriză. Mai am o repriză. Bruno Fernandes. Da, că cade jucător. Deci la mine n-a vrut sub niciun... N-a vrut, frate, n-a vrut. Oare până unde trebuie să ajung cu ea ca să-i dau gol? Ia uite mă, s-a dus. Încearcă să-i egalezi și după faci la penalte. Mai bun Haaland, bro. L-am avut și pe Haaland, mie nu mi-a plăcut mai bun, Haaland. Mai bun decât cine? Haaland e mai bun ca Ronaldo. Nu e mai bun ca Ronaldo, că are 3 cu 3 Haaland. Ronaldo are 5 stele, poți să-i întorci acolo, numai că nici nu te lasă să joc. Asta, greule, cât se poate. Dacă se poate, frate, dar uite că am... Salut, salut, Cătălin, bine ai venit, bro, bine ai venit. Am avut 3-2 până în minutul... Deci nu mai jucat, am jucat două meciuri la calificare, am câștigat ambele, dar nu mai joc, sunt foarte proaste serverele. Da, bro, știu ce zic, știu ce zici acolo, îmi place, da, mâncarea. Știu ce zic, bro, știu ce zici. E criminal cum merge jocul, dar asta e, ne chinim așa cu el. Mai am 2%, stai liniștit, bro, nu-i problemă, nu-i problemă. Așa. Ramon dator, pentru ce, bro? Salut, dacă tot nu joci, îmi faci o echipă de 1,5 adică 1,5 milioane. Da, bro, da. Hai să-mi iau, un telefon. Le-am încărcat, n-am baterie la ele, da? Wow, ai cheltuit 1, ce tactică joacă, 4-2-2-2, bro, variația a doua. Dar nu merge, îi dau pas lui, așa am pierdut meciul ăsta, frate. I-am dat pas, uite o leacă, mă, mâncați așa ochii tăi, n-ai, mă, n-ai, frate, n-ai. Îmi vine să vă sparg, frate, n-ai. N-ai mâncați așa, doamne, maică. Bă, dole, scuze. Da, n-ai, frate, eu ți-am scurt cum eu, Lindonan. Noi, Ionuț, vezi că-ți fac echipa și ți-o pun pe Discord, da? Ți-o pun pe server de Discord, bro. O să încerc ceva diferit, câte meciuri mi-au mai rămas, 3 meciuri, scuze, greule, ăsta era de câștigat, am pierdut, îmi pare rău. Nu, nici nu merge, nici nu, deci mai am 4 meciuri, dar nu, 3 meciuri, 3 și 8.
13 ori 4, 12. Deci dacă iau astea 3, nu facem. Noi facem 45 de puncte. Da? Și de asta cu toate. No, și de tot nu contează. Vreau să văd ce mai ai aici. Pentru ultimele meciuri rămase o să schimbăm formația. O să joc un 4-1-2-1-2-2. Cu Ronaldo, Mbappé, Neymar aici, Messi, Las, Cheme. Getting behind, getting behind, stay forward, free roam. Yaya Touré, stay back while attacking cover center. Tactic, press after possession last. 1,3 milioane, nu? Cu fast build up și balanced. Asta e echipa, asta e formația. Ai făcut servă de Discord și pentru program? Nu. Și-au bătut ea joc de Europa de Est. Da, asta știu, da. Bro, gașca. Ai făcut servă de așa? Da, am făcut. No, nu, nu l-am făcut, Laurențiu, gașca. Gașca, ce bro? Pacul. Am uitat. Hai că am intrat în meci. M-am luat cu echipa să-i facă la un băiat echipă și am uitat. Am uitat, după meciul ăsta ne îl facem. Ai făcut server de Discord și pentru ProClub? N-am făcut, bro, n-am făcut. După meciul ăsta ne uităm la PEC, bro. Am uitat. Mă, eram atent aici la echipă. Scuze, bro. Scuze, mii de scuze, bro. Doamne, Michael, nu te lea cu ce bă, deci nu-mi vine să cred, mă. Nu știu, mă face să nu mai joc, mă. Mersi de follow acolo, Alex W, mersi mult de follow. Salut, șefule, salut, bro, bine ai venit, bro. Cine era cu echipa? Bro, gata, eu ți-am făcut echipa, sper să-ți placă cum am făcut-o. Stai așa, că parcă aici nu e bine. Parcă aici nu e bine, așa nu. Cam asta. Îi fac screenshot și o pun pe Discord, da? O pun pe linkul de Discord, bro. O pun pe linkul de Discord la echipe și te uiți acolo dacă îți place. Eu zic cu echipa asta, defilez cu ea. Crede-mă, defilez cu ea. Cum defilăm și noi, că nu defilăm deloc. O pun la echipele voastre, da? Gata. Costă exact 1.315.000 și arată bombă. Adică ai tot ce trebuie, nea. Da, bro, pe asta zic, adică na. Mă duc la un Fortnite la băieți, dar rămân aici și cu voi. Bro, să rămână, bro, apreciez maxim. Îmi trimiți link de la Discord că aș intra și eu. Bro, vezi că îți lasă, n-ai botul mereu în chat, ai team review aici, ai link-ul de Discord, bro, mereu. Din 15 minute. Salut, patronul, salut, Rafael, bine ai venit, bro. Bine ai venit, bro. Și îmi las și acolo echipa, bro. Faceți Pro Club? Nu știu dacă mai facem în seara asta, că am jucat căcatul ăsta de weekend league. Lung. Sau așa? Da, bro. V-ați uitat pe Discord la echipă? Eu zic că de 1.300.000 cam asta e tot ce poți să scoți și ai tot ce trebuie. E chestia că zic că ai tot ce trebuie, că pe Perisic poți să-l folosești și un pic ACM acolo, care are și defense și poți să joci și formația aia 4-1-2-1-2-2, știi?
Și poți să-l folosești ca CM pe Perisic. Adică eu, Perisic ăla e un jucător cheie. Chiar e un jucător cheie Perisic acolo. Și ai acolo în față, l-ai pe Haaland, Ronaldo, la mijloc Pacheta, 5 stele la skill move, 4 la weak foot. Bun. Adică... Doamne, uite unde o dat-o, frate. Nu-mi vine să cred. Da, bani, ăștia e cea mai bună format. Tot ce poți să scoți. În spate acolo ai Rudiger cu Davison, Sanchez, Zei. Eu zic că merge. Uite, alea. Știu, cu Richarlison. Pe forța rău echipă aia. Abia m-am uitat. Vreau eu zic că arată bine. De 1.300.000, mai mult data nu poți să faci. Adică ai cam tot ce trebuie. Ai acolo în față Haaland, Dope, ai Ronaldo, 5 la skill move. Ai cu ce să joci. Rafael Alexandru Zierea, mersi de subscribe pe YouTube acolo, bro. Mersi mult. Dacă nu dă măcar walkout-ul, dezinstalez. Bro, imediat, după meciul ăsta mergem în dai share și deschidem pack-ul tău. Uite o leacă, bă, frate, bă, eu mă chinui o grămadă, el îmi dă gol la 5 mm. Bă, nu există așa ceva, bă. Glitch-ul e, frate, de la joc. Nu există, mă, mâncați. Trebuie lașat. Da, bă, frate, bă, lasă cu glitch-ul, că eu dacă încerc glitch-ul nu-mi dă nimic. Eu când m-am abonat nu a apărut. Păi... Nu știu de ce, bro, nu a apărut. Chiar nu știu de ce, nu știu. Doamne, nu există, bă, mâncați. Luci Grasu, ce gol, da? Gol de... Nu mai zic de ce. Uite-o leacă unde o dau și unde o dau. Știți unde e Chukwueze? Că nu-l găsesc, nu știu, bro. Nu știu, Chukwueze, nu știu în ce ligă e. Nu e cumva tot engleză Chukwueze ăsta sau la Red Bull Leipzig? Sau unde dracu e Chukwueze? Mâine faci live, mâine, bro, dar pe seară, de la ora 9 mâine. De unde sunteți băieții? Bacău, Iași, Bacău, Tănase, Roberto. Din Bacău, bro. Mâine pe seară, bro. Ia uite, Chukwueze, Spania. Ți-a zis băiatul. Mâine de la ora, mâine seara la ora 9 facem live. Lasă-l, bro, stai liniște, dă-l dreacu. Eu să nu știu dacă mâine... Uite-o leac unde am dat pas, bă. Doamne, n-am văzut în viața mea așa. Sen Coral, bro, noi nu ți-ai nebunit, bro. Bro, mulțumesc mult din suflet, bro. Ai nebunit la cap, coaie. Coaie. Ai trimis Coral, coaie. Ai trimis 500 de monede deodată, ai nebunit la cap, bro. Are, a avut 10 și... Atunci. Mulțumesc frumos, bro. Doamne, mai... Ce mai zice acolo, băieți, bă, așa? La obiective nu-l găsesc, poți să te uiți după. Da, bro, ne uităm. Dar de ce nu facem Pro Club și folosim tot ăla de la Discord care e și acum? Asta ziceam, bro, să fie primite. Tank, mersi, bro. Forța Golani, bro, mersi mult. Mersi din suflet. Uite, dă-i și tu de la distanță, ce bang. Frate, la el apărarea lui zici că-i... Nu vezi că nu mă lasă să intru, nu-mi lasă spațiu, frate, nu că nu mă lasă să intru. Nu-mi lasă spațiu să șutez. Mulțumesc mult, bro, ești, ce să zic, aproape s-a umplut golul și în seara asta. Am pus 500 acolo pentru ce vreți voi să fie și s-a umplut. Mai aveți puțin și vă țineți unul pe celălalt în brațe. Bro, e strâmb balconul, asta e, atât ne permite spațiu. Până o să schimb. La el. Doamne, mai nu mor. Până o să schimb, să-mi fac alt locușor de nebunii. Asta e. Asta a fost conceput de o persoană, dar na.
Mersi de like-uri acolo, bro, mersi mult de like-uri. Uite-le acum, Duda. Like-urile, curg like-urile acolo, mulțam fain de like-uri, bro, mulțam, mulțam de like-uri. Noi, 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 noi! Ba da, e. Doamne! Bă, dacă vreți să jucați Weekend League, jucați pe PlayStation 4, frate, că pe 5, ai făcut știu, club pe Pro? Nu, bro, o să mă ocup de săptămâna viitoare pe să 5, ne facem un club jale, pe Pro da. Și poate ne... Uite, chiar, iar, iar de gol! O să fac săptămâna viitoare un club și o să vă dau invite la toți și dacă o să facem două echipe acolo de 11. Du-te, Ronaldo! Acum nu mai dă, mă. Acum nu mai dă. Ce trebuie să fac pentru moderator? Nimic, bro, nimic. La Clarul Breaker sau Sanchezul Breaker. Bro, depinde pe ce ligă ești. Ambii sunt extraordinar de buni. La toți? Nu la toți, bro, nu. La cei activi, bro? Cei care sunt activi? Oricum, majoritatea care sunt acum, în sfârșit seară, majoritatea care... La început, acum toți o să-și ia moderatori. Eu vă știu pe toți din cea de aici cu care vorbesc și așa. Și știu cine e activ pe fiecare live și cine nu. Și ăia o să-și ia moderatori. Pe versiunea de PS4, nu? Da, bro, pe old gen. Mergem mult mai bine pe old gen față de new gen. Uite-o leacă, frate, cum a dat-o, bă, portarul, bă. N-ai văzut așa ceva, bă. Bă, n-ai văzut, mă, mâncață. Și nu mai știu, uite, că-i dau... Nu, îi dau să vină în față, că și așa joc degeaba, frate, degeaba joc. N-ai, bă, ești nebun, n-ai cum. Deci nu se merge să-mi iau PS5, bro, nu că nu se merge. Ia și joacă-te pe 4, că pe 5 îți rup creierii cu căcatul lor, cu lenti și cu explode și cu... Motion, ce dracu are căcatul ăsta de joc. Bro, cât ai făcut la Weekend League? Nu, că nu-i gata, dar sperăm să facem 45 de puncte măcar, sperăm. Dacă ne lasă jocul să facem 45 de puncte, super. Tura asta. Fac cât pot, bro, știu, bro, știu. Oricum, v-am zis și aseară, majoritatea care știu eu pe live, că au fost live de live, o să-și ia moderatori, o să-și ia moderatori. Momentan n-am doar doi moderatori, l-am pe Lăptic care mi-a făcut server de Discord. Ui. Și l-am pe Sebi care stă non-stop pe YouTube acolo, mereu e pe YouTube. Și la fiecare live, Sebi e mereu pe YouTube acolo și i-am dat moderator, că este mereu pe live pe YouTube. De câte ori fac live, el e acolo primul pe YouTube și i-am dat moderator că n-am, merită, mereu îl văd acolo pe YouTube. E singurul care intră mereu pe YouTube. Live de live, el este acolo pe YouTube. Și... Da, chiar merită. Doamne, dar oricum majoritatea o să vă luați. Apropo, sunt pop de pe TikTok. Apropo, sunt pop de pe TikTok, ca să nu zic că te-am părăsit, am dat să sună clopoțelul când postez. Cum să nu fiu pe YouTube și pe... Pe toate. Da, bro, știu ce zici. Mersi Sebica, mersi mult acolo, bro. Bro, știu Andrei, te știu că stai și v-am zis, majoritatea o să vă luați moderatori. O să stau într-o zi când nu o să fac live și o să mă uit la toți abonații și eu vă cunosc după căcatul ăsta de avatar, după nume și o să fac. Numai că am intrat pe YouTube. Bro, mersi mult. Mersi, uite. Follow the host, mersi de follow acolo, bro, mersi mult de follow. O, de, o ai văzut de la pas asta, uh-huh. La creacă odată, frate. A revenit doar că nu mai... Da, bro, gata, te-am înțeles, gata șeful, Anonymous, gata. Numai că am intrat pe YouTube.
Apropo, sunt popii după TikTok, să nu zici că te-am părăsit, bro, mi-am dat seama. Numai că nu mai am, ok, super, bă, mă bucur pentru cei care intră pe YouTube, chiar mă bucur. Mă bucur maxim, pentru că platforma ce mă interesează mai mult este YouTube-ul și acolo vreau să creștem, acolo vreau să fiu în porță, acolo pe YouTube. Ăsta e tovarășul care a zis că David Silva e fenomen, da. Eu o să încerc să joc altă formație, că nu merge nimic, a frate. Să nu vezi după pack, da, bro, uite, a terminat. Dă-mi acum, bro, așa și să deschidem un pack. 3 cu 2, frate. Deschidem acum un pack. Ei, da. Nu știu ce, noi am zis că le-au cu toate, da. Deci mai avem două meciuri, trebuie să le-au. Unul. Dă-mi acum card, dă-mi invitația acum. Nu mai poți face 45, dacă le iau pe ambele meciuri. Ba da, dacă luăm ambele facem. Dă-i să intri în gașcă. În gașcă? Da, să deschidem un pachet. Alăturare. Nu avem căștile, bro, dar dă-i share play imediat după asta. Dă-i share play. Atra găști imediat, da, și vrei deschidem un pachet de 100 de cap. Păi nici nu e Cristiano Ronaldo. Hai să vedem. Dacă am caracter de 80 de pe Pro Club, are ceva? N-are, bro, nimic. Gândește că eu dacă fac acum club, eu iau de la 0, îmi fac caracter de la 0. Dar intru aici, la aici? Nu? Gazda nu se află în joc, gata, acum, dă-i back tu acolo ce. Uite pe store. Hai, deschid eu? Da, deschid. S-ar putea să e conexiunea proastă, dar nu contează. Jumbo Rar Player Pack. Hai! A fost fix sau da. Pasiv? Da, tu comanzi. Hai ei! Dă ceva frumos, ei! Nu pot să-mi dau seama dacă este o... spaniol, e clar. Bro, bă, mai poate să-ți mai cad aici un Mendion. Uite de după Ciucuezi ăla că nu-l găsesc. Da, ne uităm la obiective imediat. Hai că ai un infor mai... Uite l-ai pe Gomez. Gata, acum umblă el. Nu, dar el o deschis, n-am deschis. Hai că are și un Klaus acolo de 80. Mulțam fain, bro, de pachete, mulțam fain. Poate dă-ne tu afară, bro. Sau mai ai vreun pachet? Gata, ne-a dat afară. A fost ruină, bro. Ruină a fost. A fost ruină maximă. Gata, ok. A părăsit gheașca. Da. Să reconectezi. Cred că suntem sătui de Spania cu toții, când vezi steagul Spania. Da, pe spaniol jucător în afară de Marcus Llorente care costă mai mult. Mai avem două meciuri, încercăm să le câștigăm. Sper că iau și eu moderator, chiar dacă aici am alt nume, dar am venit de pe TikTok. Da, bro, stai cu minte, nu-i problemă. O să stau într-o zi și o să stăm la vorbă. O să fac un live doar de așa, de Caterinca, de vorbit, de alea și atunci o să stabilez moderatori, o să fac mai multe chestii atunci. Bun, hai să... Ce a făcut Silviu? Silviu a luat... Mare lucru n-am făcut, nu m-a lăsat joc, uite, o să joc astea două meciuri. Nu, bro, Varane forță, Varane zeu. O să încerc să le joc. Termin și eu Weekend League-ul cât mai stai live. Ca să-ți dau să deschizi, da bro, da, termină că mai, eu mai stau, chiar dacă nu mai e Silviu, eu mai stau un pic și mai... O să încerc să le joc cât pot de bine. Mi le deschizi, da bro, Andrei, nu, le deschizi. Nu schimb nimic, las exact așa, las jucătorii să-și facă treaba. Ronaldo, Messi, Neymar, așa, sunt pe 50-50, ne mai uităm o dată și intrăm. Vezi că este contractul, o fană. 4-2-2. Bă, ce făcut, îi bagă sală, greu meu? Eu de ce credeți că zic greu? Șoleacă grăsuț. Nu
făcut. Unde tu nu vezi ce braț ai pe lângă mea, folea, ca așa? Uitați-vă aici diferență. Are echipă foarte bună. Bro, degeaba am echipă bună, dacă nu mă lasă joc, o să joc cum vreau eu. Fiți atenți, Oleacă, joc, deci am dat meciul ăsta care îl joc, îl joc pur și simplu la balance, toate. Da? Ar trebui la jucătorii care i-am... Deblochează, Oleacă, să mă uit cu contul tău, unde e ce cuieze la obiective? Ar trebui să, nu știu, să mă lase să îl bat. Real Rafael Alexandru, acum mă uit pe telefon, pe web-app și zic imediat unde e ce cuieze. Am făcut 25 de case, merită tonierul break-ul ca să tăt. Bro, da, e ok. Ia, da, ți-a picat ture? Da, bro, da, mi-a picat ture. E a mea, e echipa mea, mi-a picat, ea ture. Astăzi, din Jumbo Rar Player Pack, de la obiective, de la 50 de winuri în Food Champions, mi-a picat ea ture. Deci primul shoot, băieți. Primul shoot, da? O să le număr, să mor din nou, al doilea, am dat gol. Hai! Hai, că începi să-ți dai drumul. Sper. Așa am mai zis chestia asta și. Da. Bă, nu mai zic. Bro, dar la obiective este doar Hudson 2. Băieți, am câștigat meciul ăsta. Nu știu cum. 2-0. Minutul 5. Păi. Mai avem unul. Ce și... tare e Silviu, da, bro? Silviu joacă bine. Mie îmi dă fenomenul de trafic. Intră un pic la obiective, te rog. Ai băgat în meci? Hai să te, că îl terminăm și da, hai să îl terminăm și meciul terminăm ăsta. Terminăm meciul ăsta, aia... deschidem premiile și după aia facem ce vreți voi. Conte ca o PPS. Laurențiu Rusu, bro, sau Axo Bară jos TST. Dar mai avem meciul ăsta și după aia deschidem pachete. Hai deschide să-l câștigăm și pe ăsta, că măcar 45 de puncte să luăm și un team of the week. Și două pachete bunicele. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult de atâta, dar n-am putut, băieți. N-am putut, asta. O să încerc să deslușesc jocul ăsta, să mă uit pe internet, să văd ce trebuie să fac, ce pot să fac. O dau mai tare cu capul decât cu sud, ai văzut? Am văzut. Al doilea iar. Înnebunim de tot, băieți, înnebunim de tot. Ce ai mai făcut ieri pe Call of Duty? Bro, după ce am închis live-ul, am zis că gata, se termină. Hai că a intrat și la mine una de asta, a intrat și la mine. Am mai stat până la 3 dimineața. Da, mi-aș ceva el de joc să-mi bag eu, că nu mai, deci m-am enervat prea tare. Da, Gheșule, zic ce s-a întâmplat. Zic Gheșule acolo. Deci apăs de 2 minute ca să dea o pas și așteaptă ca să ia... Îmi deschizi după meci, da bro, Andru, da, îți deschid bro după meci. Hai, lasă că mai apără și portarul meu. Record, nu știu bro, a mers foarte rău. Dacă luăm meciul ăsta abia facem 45 de puncte. A fost cel mai slab weekend league din istorie, de când joc FIFA. Dar n-am mers, frate, uite, a scăpat acum. Deci ați văzut ce pas a dat, eu am dat pas înainte, el o dat. Dacă eram, jucam cu jucător silver, nu știu dacă o dădea așa. N-ai mai dat, ce n-am mai dat, Gheșule, ce n-am mai dat? Pur și simplu nu mă lasă să iau mingea, să nebunez de tot iar. Stai de ăsta cu dracu să lea. Raum e cel mai bun left back din joc la ora actuală. Dacă ai cum să-l integrezi, e tank. Raum e forță, ăla rule breaker e demențial. Dacă ai cum să-l integrezi, e zeu. Și ești mai sus. Laurențiu, ok.
stai să vedem, stai să vedem ghejile, că nu mai știu, mai scrie o dată. Ce a făcut Silviu, ok? Păi ce a făcut, bagă sala, am citit. Ronaldo. Ghejile, mai scrie o dată, bro, că am o grămadă de mesaje. Uite o leacă Ronaldo aici, Ronaldo. Salut, Cipi, salut, bro, bine ai venit, bro. Bine ai venit. Te-ai împiedicat în minge, Ronaldo. Dacă este, da, bro, trimite mâine, trimite pe Instagram. Ai Instagram meu, trimite pe Instagram, bro. Trimite pe Instagram. Spuneți, bă, băieți, bă, și voi, mă. Bă, spuneți și voi, mă, frate, mă. Spuneți. Dacă eram eu, îți făceam loc 1. Bro, na. Săptămâna viitoare joci tu. Stai, ce mai zice acolo. Am început să urăsc FIFA-ul, prea multe glitch-uri. Asta da, știu ce zici. Col Craiova, bines, bravo, acolo, așa, ce ai mai făcut ieri, m-am jucat Call of Duty după ce am închis live, v-am jucat până la ora 3 dimineața, am jucat Call of Duty, mi-o crăpat ochii în cap. Și altceva. Deci mai faci și când aia, cât, e băiat. Uite-o la, eu îi dau pas. Și el pe presiune, ia uite cum stă cu liniile de fundaș. Bine, bine scoasă asta aici. Bine, bine, aici unul s-o dea față, dată în spate, Andrei. Hai, bravo. Că n-ai mai dat, păi nu știu ce, am citit și mai sus ghejile, mai scrie odată ce să, ce, dacă vrei să-l faci pe Ronaldo sau să-l cumpe pe Ronaldo, am ceva de Ronaldo, dar nu știu ce. Oricum vă dați seama că în seara asta, după ce închid live, o să mă mai joc un pic de Call of Duty. Și aseară, după live, am mai stat până la 3 dimineața. Am jucat, de mi-am rupt ochii. Hai să, să încercăm să câștigăm meciul ăsta, bă, ia uite-l, mă, frate. A, da, cu golesc. Salut, băie, salut, bro, salut, salut, Adi Patrulea. Salut, Adi, salut. Adi Patrulea, frate, na. Uite, încercăm, salut, finule, încercăm să jucăm. Un ce mai bun Liga Santander, Merino, bro. Merine Rule Breaker e top, sau Robertone. Ăsta este șutul lui Ronaldo din careu, băieți. Nepresat de nimeni, ăsta e șutul lui Ronaldo. După aia te întreb de ce pierzi la Weekend League. Sau când aud unii, frate, dacă mă pui să joc offline, e altceva. Uite, online ăla e șutul lui Ronaldo. Și uite, de la 40 de metri, Ronaldo dă gol! Bă, băieți, de la 40 de metri, frate! N-ai văzut așa ceva și mai spui că de ce nebunești la jocul ăsta? Uite, de aia nebunești, frate! Să te crezi, bă, bro, crezi, bă, e ok, merge, la început de joc merge. Eu ți-am zis că Ronaldo e slab, bă, nu e chiar așa slab, bro. Nu e, frate, Ronaldo slab deloc. Ei... scriptul jocului. Ia uite, frate, eu mă chinui să dau pas. Uite-o leacă, apăs pe pas de o grămadă de ori. Bro, da, bro, zi, bro, acolo. Am mâncat acolo. Greu vezi bossul. Păi n-ai văzut, nu mi-ai scris ghejule nimic să moară măsa. Dacă mi-ai scris, mi-ai scris așa, greu vezi bossul, ai văzut. După aia că, după aia citește mai sus, după aia că n-ai mai dat, după aia Laurențiu, după aia, bă, ce-a făcut, îi băga sală, ce-a făcut, îi Silviu, Ronaldo, și atât ghejule, adică nu știu ce ai vrut să mă întrebi. Hai că mă apucă transpirație. Zi-mi un sătă bun. Left wing... Îl am pe Vinicius și right wing Rafinha de 86. Vinicius și Rafinha și striker bun? Benzema. Aia, asta vreau zic eu, Benzema. Benzema e zi. Bro, un sfat rapid. Da, zi, bro, repede, zi. Rapid, că, de, că se poate, de rapid, zi. Oh,
Doamne, deci am apăsat triunca ca să o dea pe acolo. Puh, mă bâlbi, mă, mâncați-aș gura ta de joc, băga-mi-aș pula în el de joc. N-ai, bă, frate, bă, n-ai văzut așa ceva, mă, mâncați. A, nu, bro, nu se merită să schimbi echipa pentru un singur jucător, nu se merită. Nu se merită. Du-te, coai, du-te, mâncați, du-te cât e. E chestia că pe Bundes nu prea ai jucător, bro. Nu prea ai jucător. N-ai striker, ok, n-ai. Nu prea ai așa pe Bundesliga. Anul ăsta topul e pe Franța. Ia, uite-l, mă, frate. Offside acolo. Am 10 din 10 la World Class Squad Battles. Sunt zeu. Bravo, bro, mă bucur să aud asta. Da, scoți-ți premii. Nu știu jucători, eram deja pe Mane, Nkunku și Coman. Da, nu știu ce zic. Mane e bun, Mane e zeu, Mane e bun. Nkunku e bunicel. Dar ăsta Coman nu prea, deja e depășit. La începutul jocului a fost. Dar acum e depășit, nu mai e. Poate dacă e un Sané, dar Sané e tot pe poziția aia de LM. Nu? Tot LM e. Doamne, maica, n-ai văzut așa ceva. Bă, n-ai văzut, mă, frate. Și așa poți să-l folosești super sub, Bate Rapidul mâine, bro, nu știu, vorba unui băiat de pe chat, depinde câte penalturi are. Haaland e soluția. M-am gândit de multe ori să-l iau pe Haaland, dar nu știu cât o să mai țină chestia asta cu lente și după aia mi să-mi iau multă muie. De asta l-am preferat să-l țin pe Ronaldo. E bun cardul lui Sané, mie îmi place, dar bro, Sané ăla e red, e foarte bun Team of the Week, doar că e aceeași poziție ca și Mané. Nu? Parcă așa e, tot lumă. E Sané. Sau e rămân? Nu, tot lumă. Lămâie, da, azi bine lămâie înseamnă. E cam, bro, nu știu, eu îl știu de... Bine, bă, mesică, mă. Eu știu că e lămâie ăsta, Sané. Și Mane e râmă, nu e râmă. Mane este LW și cam și CF. LW și CF, atât. S-a accidentat Haaland, a scăzut 200-300 de K. Aaa, e gata, s-a dus cu cardul lui One Stoach. S-a terminat, dacă s-a accidentat, s-a dus cardul lui. Și ăla era potențial maxim. Sané, Team of the Week, e cam. Nu știu. Ăsta timp, eu ziceam de Sané normal. Oare apare Team of the Week, Vinicius? Nu știu, bro. S-ar putea, depinde cum a jucat. A dat goluri, a făcut ceva? Așa da, Silvile. Aia, uite că te-a îmbărbătat acolo pe chat. Mulțumim, NRG, mult, mulțumim, bro, mult. Tiki-taka, Barcelona. Mâine joacă Realul. I-ai făcut măgărie, huliganul, i-a făcut... Bă, dar să știi că n-ați văzut că l-a dat și în judecată, că marchează prea mult, a făcut petiție de aia, că nu știu ce, că domne, că... Aia. Nasol. Auzi, față, mă, ce nebun e el. Doamne, cum bă să nu... Bă, mâncați, așa nu există așa ceva, bă. Bă, nu există, bă, tichinul e o grămadă, frate, și ți-i dă gol cu capul, bă, fraier. A luat pe Rudiger One Stoach, e bombă. Bă, frate, bă, reforță, ce dracu, bă, trebuie... Reforță și cartona și gol. Hai, l-au s-a accidentat, nu-i mai. Damn, și murdăria dispare. Eu n-aș da, mă, cu capul gol, mă. Numai ei da, mă, mâncați aș gura ta. Nu, bă, la mine Ronaldo nici nu sare la cap. Ronaldo zici că are 3 centimetri.
calm serile, că e 4-3, da, bro, să calmezi. Da, e 4-3, eu mă calmez, dar Rudiger să mă e bună, la Rudiger e forță, bro, Rudiger e forță. I-am făcut acum la un băiat după chat-ul o echipă, am pus-o pe Discord. Primul lucru care l-am pus pe Rudiger ca fundaș. Aia bă, băga mea și pula în el din joc și Dumnezeu mami lui. Băi băieți, voi asta face sâmbătă seara, da bro. Asta facem noi sâmbătă seara. Stăm la o berică, jucăm o FIFA, ne mai enervăm un pic, mai vorbim cu chat-ul. Vreți câte o femeie, bro, avem. Avem. Mersi mult Bogdan, da, avem. E glitch-ul ăla ce a făcut el cu capul. Da, Alex, eu știu despre ce e vorba. Eu știu despre glitch-urile astea din corneri, din... Încerc să joc cu formația 4-2-2-2, așa sau rămână... Bro, depinde acum cum ești obișnuit. Uite, el s-a obișnuit cu... Tu ce joci acum? Acum e 4-2-2-2, nu? El s-a obișnuit cu formația asta. Sunteți cam apropiați voi. Gata, bro, cum mă dau mai departe așa. N-am loc să mă dau în altă parte. Am încercat să fac ceva aici la sfârșit, dar... Să fie frumos, să fie frumoasă victoria. Bă, băieți, cam atât weekend league-ul ăsta. Îmi pare rău că n-am putut, nu m-a lăsat, n-am putut mai mult de atât. Îmi pare rău, măcar. Stai așa, ce mai este acolo băieții sus? Câte era la weekend league? Am 45 de puncte, bro, rank 6. Distruși și oamenii au vrut să nu-l mai lase pe Haaland să joace, că dă prea multe goluri. Credeau că e robot, da, știu, bro, e o nesimțire, frate. Am făcut 47 de puncte, meciul ăla care l-am pierdut de acum două meciuri, minutul 88. Puteam să deschidem și pachetele. Stai, nu-mi da drumul. Nu-mi da drumul să dau înregistrare, că o să urmeze clip, o să urmeze înregistrare aici, rec aici. Băieți, hai să vedem cine dă. Dacă mă lasă Laur să deschid pachetele, o să vină cel mai bun. Să vină Mbappé sau ăsta, nu, sau RW-ul de la Barcelona, și ăla e bun. Dembele, da, Dembele vreau. Dembele vreau. Hai să vină Mbappé sau Dembele, Doamne ajută, ai ei. Dembele, frate, da, Dembele, primul jucător Dembele. Avem noroc. Ăsta este 5, are 5 cu 5, e mai bun decât Messi, garantat Messi la treatable. Da, aici este dedicat. Bine, e mai bun decât Messi. Acum să-l mai dea și pe Mbappé ca să fie seara bună. L-a dat pe de lift, 86, e bun, bun de lift. Da. Bă, cât noroc, mă, bă, da, e, hai să vedem. Anul ăsta e contul meu. Hai să vedem cine dă și în pachete. Hai că și în pachete prima dată un. Come on. Hai băieți, un rar player pack. Hai, dă-mi aici ceva. Come on. Deschidem un rar player pack. Opa, un breaker. Ba nu, de ăsta. Ce mă? Rămâi. E Hakimi, nu. Mazraoui. Bă, bun, out of position, am strul breaker când am văzut imaginea. Bun, hai că poate să mai fie ceva. Las bun în bine, pachet. Costă bani. Bă, e bine, e bine, e bine. E varianta low cost, dar e bine. Bă, ce reward-uri, e forță, pe reward-uri în seara asta e zeu. Hai să vedem acum un Jumbo Rare Player Pack, băieți, hai s-o... Jumbo Rare Player Pack, s-o bubuim o leacă, hai! Team of the Week, băieți! Francesc, da? Italian, cam... Cine e asta, mă? Grifo, poate să fie ceva bun și în pachetul ăsta lângă. Poate să fie... 88, Marquinhos! Bun, îi spun Marquinhos! Nu mai așa spun Marquinhos. Lasă că e bine, fost, e bine, stai cu minte. Odată. Ia dă-i la da pipiță. Ăla dă-i, da, așa. Dă-i pe tot, dă-i să o scrii vânt eu după aia. Am zis că vine. Ai, că a dat bine până acum, chiar a dat bine. Acum, hai să... Aici vreau să vedem, Francesc. Vedem. Francesc, să te... Hai să vedem mai premium team of the week. Hai să-l dea pe Mbappé. Hai să-l dea pe Mbappé. Nu e nimic, nici măcar walkout. Nu s-a ridicat, dar în pachete a fost destul de bine. L-a dat bine. Puanga. Mie nu mi-a dat în pachete așa cum ți-a dat. A fost bine. S-a dat bine, bine. Ăștia dau direct, nu? Sau nu? Sau cum vrei? Ăla de 81 de sus pe ăla mai costă, cum mai sunt sebeciori, ăștia cu ei, da. Și au trecut toți nervii acumulați azi, da, uite așa, îți faci nervi o jumătate de zi.
întreagă, așa. Ia. Mai avem un premium gold preview pack. Hai să ne dați aici ceva și la icon, ăsta. Aici e iPhone, ar fi prea tare. Nu e nimica, din păcate, dar prin pachet de 7500 nici nu. Arnautovici. Arnautovici am trecut era să... a fost bun cândva. Bun. Bine că am înregistrat pachetele, vă dați seama cum e, o să apară clip pe YouTube cu reward-urile. Mai zicea cineva că are pachete, de, uite, a creat o gașcă, dă-i că uite, avem deschis pachete. Și unde dăm? Dă-i așa, de la aici. Bank, notificări, dă-i și intră în gașcă. Gata, bro, ești gata? Căjână, Andrei, a părăsit gașca, a părăsit, ai părăsit, ok. Dă-ne share screen, bro. Dă-ne share screen să deschidem pachetele, hai. Hai să deschidem pachetele. Bă, dar ce bine mi-a dat, mă. Ți-a dat super. Mi-a dat nașpa tare, crede-mă. A venit Dembelus. Unde era băiatul cu pachetele? Gata. Te-a invitat să-ți ne-a share play. Dă-i mai să-ți. Ia, dă-i. Eu de-acum o să trec, o să merg. Bun. Hai să mai deschidem și pachetele lui Goran după chat. Să vedem ce avem în pachete. Ce ne pică în pachete. Bun. Conduce el, conduce el. Termin și eu weekend-ul. Da, bro, da. Dă-le drumul, bro, gata. Updating store. Hai să vedem ce dă băiatul nostru. Are un rar player pack și cred că un jumbo rar player pack. Se merită să faci... S-a aprins felinarele, dar nu este o cap. A, credeam că e Haaland, bro. Când am văzut steagul ăla, am zis că e Haaland. Odegaard. Este un pachet făcut, te-ai uitat? Nu m-am uitat. Nu? M-a părut ceva? Quadrado, slăbuț pachetul. Uite-te după ce cuveze. Acum, după ce ies din shareplay-ul ăsta, ne uităm de dacă îl găsim pe ce cuveze. Se merită să fac obiectivul sau să joc rival? Bro, poți să faci obiective, că rival... Poți joci în fiecare zi. Obiectivele astea să mai termină, să mai expiră alea, știi? Nu i-a dat nimic lui băiatul nostru. Slab rău pachetul. I-a dat un Anthony acolo, în schimb. Și-l are duplic aici, parcă văd că nu poate să-l vândă. Ba da, hai că a scos acolo în 14-15k. Mulțumim frumos de pachete, bro, mulțumim frumos. Și aici, la fel, noi, Ionuț, mersi mult, bro, de gift-uri acolo. Mulțam fai de gift-uri, bro. Băieți, atât au fost în seara asta, cel puțin din partea mea. Mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dați acolo cât mai mulți subscribe să aibă Laurențiu, cât mai mulți follower. Respect pentru munca care o face și pentru tot ce a făcut și a realizat aici. Are un mini studio, chiar super, super fain. Mulțumesc frumos că m-a lăsat să joc meciurile lui care au rămas. V-am pupat și o seară bună vă doresc. Greule, vede acum te las. Goranilor, 5 minute. M-a dus să conduc om afară și revin. Stai să iau astea mic puțin. Da, răspund. Vă pus bine. Bă, mi-a dat bine tare în pachet. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make it. Savannah.
Măcar Anthony mi-a picat. Bro, am lăsit 2-3 minute și deja s-a înjumătățit băieții. Credeam că ai plecat. Nu, bro, n-am plecat, bro. Am zis că lipsesc 2-3 minute, mă duc să-l conduc pe Silviu. E urât să lași omul să plece singur. Trebuie să conduci. Mi-am adus înapoi scaunul meu. Bun, așa. Bro, ce părere aveți de premii? La ce mi-a picat în premii, în pachet. Deci astăzi chiar m-a lovit, guys. Chiar m-a lovit super bine astăzi. M-a lovit șmecher. Mi-a dat aia ture, mi-a venit Dembele red și în pachete chiar a fost ok. Maxim. Volan maxim. Azi a fost ziua mea, se pare. L-am prins și pe Mazraoui. Nu putea să fie un Cancelo acolo, dacă îmi pica Cancelo eram. Eu zic că ți-a picat foarte bine, da, bro? Așa zic și eu, mi-a picat bine rău azi. Păi azi cred că dacă stau și socotesc că am prins jucători de 2 milioane de coins. Cred cam așa. Cred că e cam așa e. 2 milioane de coins am prins astăzi. E bine. E bine tare. Credeți-mă, e bine. Ea Turet, Dembele, Red și Mazraoui, deci ai avut bulan pentru tot anul. Vreau să știi că am mai avut bulan. Am prins și Mbappé, am prins și Messi. Am prins și Cancelo, am prins și Llorente de vreo 2 ori. Adică anul ăsta au fost bang, 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 bang. Acum ai spus că faci ce vrem. Deschidem pachete, ce mai aveți voi pachete și vedem ce mai facem, nu știu. Nu știu, de jucat nu știu dacă am chef să mă mai joc, cel puțin FIFA. Noroc că a venit Silviu și mi-a jucat meciurile. Ai prins Messi? Da, bro, am prins Messi. Am prins Messi, de 2 ori am prins Messi. Fă club de pro club. Gata, bro, uite, facem club de pro club. Acum, stai să încarce și mă uit. Rafael, acum mă uit. Mă mai pun la făcut pachete. Și Sebi, Messi l-am prins, era la muncă într-o tură de noapte și făceam SBC-uri din alea, nu știu, gold upgrade sau nu știu ce dracu făceam. Oricum, erau ceva tradable. Și am făcut câteva SBC-uri și mi-a dat Messi. Mi-a dat Messi și după aia la premiul la Squad Battle s-am jucat, nu știu ce obiective aveam de făcut și tot la fel am prins Messi de 2 ori anul ăsta, am prins Messi. Și după aia l-am avut în echipă, l-am ținut odată și după aia l-am vândut și acum l-am cumpărat așa. Acum iar o să-l vând, dar nu o să mai încarc odată, asta e problema. Care e faza cu Ciucuweze? Ce că e la obiective, bro, vreau să intru acum să-l văd și eu despre ce e vorba. Îți amintești când ți-a dat autogol cu Varan la ultima fază? Da, știu, mi-am aduc aminte. Când ai și mie invite? Da, bro, pe Pro Club, da. Cum să nu? Da. Da, cum să nu? Deschizi ceva roșu acum? Nu. Dar n-am ce să deschid roșu acum. Dar nu se mai încarcă, bro. What the fuck? What the fuck? De ce nu vrea să mai încarce? Come on! A picat? Gata? Mi-a dat prea mult și gata? A picat? Ai zis că du-te, dreacu, nu mai vrei nimic? Se anulează. Ce? Weekend League-ul sau ce? Am apucat, am jucat, l-am deschis, mi-am luat premiile. E bine. E bine. E bine, e bine. Se anulează golul Valenciei. Eu încă nu am jucat Weekend League-ul acest, dar sperăm să iasă ceva bun. Bro, dacă ai timp să joci mâine, mâine e mult mai lejer față de astăzi, că majoritatea îl termină vineri noapte, se apucă de vineri de după amiază și stă vineri noapte, sâmbătă și sâmbătă noapte și pe duminică e cam gata Weekend League-ul și rămân foarte puțin. Uită-te mai sus. Stai așa un pic, mi-am pus mouse mai aproape. Uite-te după Ciucuweze, am zis că mă uit după Ciucuweze, e cam... La fel gol Craiova. N-am mai văd mesaj, dar mă uit după Ciucuweze. Uite-te pe Disc ce a scris un băiat de ceva schimbări și are buget 300 de K. Hai că mă uit acum. Unde a scris? La echipele voastre, da? Kovac Robert, buget 300 de K. Ia să vedem. Bă, dar nu se mai încarcă jocul.
Stați așa că e o problemă, nu se mai încarcă jocul, închide. Deschide. Și are Govu acolo, Corea, Sterling, Kessié, Dembele, Valverde, Mendy, Koundé, Varane, James și Mendy în poartă. Bro, ai Govu acolo, încearcă să bagi un Haaland sau un Ronaldo în locul lui Corea. Părerea mea. Eu asta zic. Încearcă să bagi Govu acolo. Sau uite, hai să arăți la băieți echipa. Asta e echipa lui băiatul. Are 300 de K buget. Păreri, ce ar putea să schimbe? 300 de K buget. Eu zic că ar trebui să scoată, să mute Corea poate în locul lui Dembele. Și să încerce să pună să tăie acolo un Haaland. Îți mulțumesc de Haaland, e bun. Mă duc pe tron, revin. Am înțeles, gata. Înțelegi? Eu zic așa ar fi ok. Să pui acolo. Bam și... Te vede slab. Da, bro, de asta mereu vă zic să veniți pe... Să veniți pe YouTube, că pe YouTube e altă chestie. Pe YouTube se vede o chestie, se vede super bine pe YouTube. De asta vă zic mereu să veniți pe YouTube. Pe TikTok sunt limitat la rezoluția asta. E pentru telefon și se vede foarte mic și pe TikTok. Știu. De asta vă zic mereu să veniți pe YouTube. De asta vă zic mereu pe YouTube. Asta zic, Corea și chestii. Eu am zis prima dată Corea are 300 de K buget. Ia ce să pună un Haaland. Așa zic eu, un Haaland în locul lui Corea. Totul are pe Govu aici. Bagă un Haaland aici. La mijloc mai strânge un pic de bani. Poate îl ia un Philips tot de la City. Philips ăla e tank și ăla. Dembele tot e cât e, nu știu bro, nu știu. Hai că a intrat și aici. Și un Valverde. Dar Valverde l-are acolo. Bun. Prima chestie care o să dispar din echipă este golanul ăsta. Păi mulțumesc. Are 188 de meciuri, 51 de goluri, 64 de asisturi. Ăsta o să... A, dar stați că voi nu vedeți. Nu vedeți. Aici bro, asta să facă. Să schimbe aici Corea, să bage Haaland prima dată și după aia să pună aici în locul lui Kessié altceva, da? Bun. Să facem ecranul ăsta înapoi. Încă o dată vă zic, băieții care nu vă convine calitatea de pe TikTok și nu se vede ok pe TikTok, veniți pe canalul de YouTube. Se vede mult mai bine și e și altă calitate. Oare e ceva de cap lui Garple? Termin la 1 weekend league-ul. Da, bro, nu-i problemă. Nu-i problemă. Nu-i problemă, Rafael. Aia așa. Hai să ne uităm după Chicuieze prima dată. Să vedem ce obiective e cu Chicuieze. Eu nu l-am văzut. Benedere în form, 17K, Cancelo 6K. What? Unde l-ai găsit? Out of position. Avem Hudson O2. Mamă, dar cum arată ăsta, bro? What? Ce bine arată cardul ăsta. First owner. Așa, Silver Star Rodriguez. Ui, pam, 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 pam. Bro, nu văd niciun Chicuieze. Nu văd niciun Chicuieze, bro. A, ba da, aici, out of position Chicuieze. Wow. High, low. 4 cu 2, are 2 la Wickford, bro. Nu are preț. Păi nu are preț că e la SBC de asta, e la obiective, de asta nu are preț. Șefle, hai că te las, mersi bro, toată stima și respectul, mersi mult, apreciez că ai stat până la ora asta. Te salut bro, salut Drăgan Andrei, ce părere ai de băiatul ăsta nou, Barclay? Bro, e bunicel, pare bunicel așa, acum sincer, na. Anul trecut am scos R9 Prime. Deci pe PC bro, nu, sunt pe PS5, pe PS5, pe PS5. Nu are preț, păi Rafael, nu are preț că trebuie să faci obiectivul ăsta de aici, bro. Trebuie să faci asta, scor 4, să marchezi 4 goluri folosind un lăm cu viteză cel puțin de 80 în squad battles la semi-pro. După aia assist, trebuie să assist, dai 4 assisturi cu să ai în echipă, deci 4 assisturi cu 5 mijlocași în echipă și tot la semi-pro în Rivals, în squad battles, după aia
să dai 3 asisturi cu 3 asisturi cu triunghi, true ball, cu un RM din și tot la fel în squad battle și la Liga Score Using, la Liga Player în 5 separate wins din squad. Și trebuie să mai și stai să marchezi cu jucători din Liga Santander în 5 meciuri. Xbox ai n-am, bro, n-am. Oare e ceva de capul lui Barclay? Bro, nu știu. Dar bă, ce-i cu Barclay ăsta? Că toată lumea m-a nebunit cu Barclay ăsta. Hai să văd și eu, că nu știu, nu știu despre ce e vorba, ce Barclay. O secundă, că nu știu. Nu mi-l arată la obiective, bro, mi-l arată. Hai să vedem ce e cu Barclay. Ross Barclay. Asta e la SBC, acum să înțeleg. Se merită făcut ciucuieze să o-l fai degeaba. Bro, eu unul sincer, nu recomand. Nu recomand, bro. Și îți zic și de ce. 2 stele la Wakefoot, bro. De asta nu recomand. Nu, știu, eu nu recomand. Cu toate că atribute are el. Nici nasoale, nici așa. Intră pe Discord, am trimis echipa care mă bagă în dilemă. Gata, bro, acum intru. Eu de asta nu recomand. 2 stele la Wakefoot. Da. Nu se merită. Raiz 003 ești, bro? Că nu mai știu cum ești. Cred că și vreau un RM. Așa că Raiz ești, nu? Băieți, vă las seara faină. Mersi, Adrian Diță. Mersi mult, bro. Mersi mult. Nu, dar cum ești, bro? Ai, mi-ai dat pe privat. Gata. Scuze. Mi-ai dat pe privat. Mâine când intri la ora? Mâine intri tot așa seara la ora 9, că mâine sunt la muncă până la ora 8. Sunt la muncă de dimineață de la 5 până la 8. Auzi, încearcă, nu știu, cred că e mai bun Bellingham în locul lui Gravenberg aici, bro. E mai bun Bellingham. Așa zic eu. Eu zic că e mai bun Bellingham aici, în locul lui Gravenberg. Încearcă aici Bellingham. Am uitat de el. Eu zic că e mai bun Bellingham. Și poate când mai faci buget în locul lui Sané să pui un Mané. Că Mané știu sigur că are poziția asta. Și e mai forță decât Sané. Sadio Mané. E 74 de Mané. 74 de Mané. Și pui aici, pui Bellingham și Mané. Bellingham și Mané aici. Sané nu e așa de bun. Dacă ai 80 de K, 90 de K, Bellingham și Mané și te-ai scos aici, da? Bun. Înapoi. Bec. Așa. Ciucuieze am mai zis odată, nu recomand. Faci reacții la meci. Ce meci, bro? Nu știu, la mâine seară? La Real sau la ce meci? Bun. Mă duc înapoi la echipă. Îl trimite pe domnul Mesică pe Transfer Market. Sentă Transfer Market. O să-l aducem aici. Mâine seara la Rara. Da, putem să facem. Putem să facem, da. Problema, guys, acum e cum îl țin eu pe băiatul ăsta. Trebuie să mergem pe... Trebuie să mergem pe Footbin. Bun. Mergem pe Footbin. Vedem cum construim aici. Vreau încă o dată vă mulțumesc mult pentru donațiile de pe TikTok.
Vă mulțumesc extraordinar de mult pentru donațiile de pe TikTok. Ați fost zei. Zei. Bun. Așa, eu am 4-2-4. Și avem așa, Neymar. Ce dracu stăm asta așa? Ți-am pus pe dis echipa mea, imediat mă ui, bro, hai să vedem. Poți să uite leacă pe Insta la 20.53, de ok, nu asta. Da. 23-22, câte? Cred că asta e. Ce schimbări pot să fac? Hai să vedem aici. Asta e, bro? Cred că asta e, da? Bellingham. Cât doar asta e bugetul, bro? Asta de aici? Încearcă să schimbi aici, să pui un Fred aici, în locul lui băiatul ăsta, un Fred aici. Și aici poate un Gravenberg. Poate un Gravenberg aici. Și mai strânge buget, bro, mai strânge buget, că nu, cu 4.000 nu prea ai ce să faci, chiar nu ai ce să faci. Mai strânge buget și mai fă din premium, joacă squad battles, joacă squad battles, dacă nu poți joci rivals, joacă squad battles, ia premium de acolo și unde pot trimite echipa? Pe Instagram, bro, pe Instagram, dar trimite-o acolo, o să ne uităm, întâi vreau să-mi fac echipa, vreau să mă ajutați și voi un pic. Da, știu, e imposibil să nu urci în buget, dar prima schimbare ce aș face eu aici, aș pune un Fred prima dată aici, un Fred aici, în locul băiatul ăsta, după care o să vezi ori aici să spui un Zacharia, ori, știi, te orientezi unde vezi tu că e mai slab, știi, și vezi cum te orientezi. Da, să schimbi prima dată mijlocul. Dacă n-ai mijlocul bun, e greu de jucat anul ăsta, dacă n-ai mijlocul bun, înțelegi, mijlocul să-l faci să fie ok. Un Kessié, dar nu are cu ce să lege, bro, Kessié, că n-are nimic pe Spania și să meargă tot pe Anglia, Germania, care l-are pe Bellingham acolo, l-a prins în form și să meargă să construiască în jurul la ce are, știi, are Anthony și Jesus și să construiască în jurul Anglia, Germania, știi, că mai are câțiva jucători. O să-ți trimis și eu, bro, după echipa să-mi zici ce părere ai și ce ar mai trebui să fac, da, bro, nu e problemă, ești la tine. Da, bro, dar chestia eu nu l-am pe la Once to Watch. Hai să vedeți, să facem din asta. O să fie greu să... Nu știu cum să-l integrez pe băiatul ăsta acum. Mă, dar de ce pula mea stă asta așa? Așa, mă. Hai că am făcut bine, dacă e, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, aici avem Mbappé. Mbappé. Sissoko. Aici am Duo. Yaya Touré. Mendes. Dembele. Fofana. Bun, asta e echipa, guys. Nu ți-ar intra un Mendy de la Real? Dacă-l scopă ăsta de aici, nu mai stă băieții din Franța. Și aș pune aici Mendy de la Real. Nu mai stă. Vedeți? Oricum Akanji trebuie să dispară neapărat. Akanji trebuie să dispară neapărat de aici. Asta e garantat. Asta, Akanji trebuie să zboare. Aici o să vină, nu știu. Hai să ne... Nu știu, un Kunde oare?
Dacă am pus Koundé aici e ok și aici dacă aș pune un portar, un Donnarumma cred că ar merge aici, nu? Și nu mai este Ronaldo deloc. Ronaldo și Walker. Hai că am uitat ce trebuia. Trebuie un francez pe Spania. E ok așa, guys? Merge așa? Picherul breaker. Dar nu e scump picherul ăla, bro? Kimpembe l-am avut, nu-mi place Kimpembe. Nu-mi place, bro, Kimpembe l-am avut. Chouameni wants to watch in order Sissoko. Zici că e mai bun Chouameni wants to watch decât Sissoko? Hmm? Zici că e mai bun? Zici că e mai bun? Eu nu cred că e mai bun. Acum morții mătii. Cum se scrie mă TKH? Păi așa Chouameni și nu-mi dă. Dar nu e mai bun ca Sissoko, bro. Nu e mai bun. Nu e mai bun ca Sissoko. Și dacă îl scopă Sissoko, iar nu mai este băieții de pe Franța. Nu e mai bun ca Sissoko, niciodată. Uitați-vă ce card are Sissoko. 82, 86, 83, 88. No, e, Sissoko e peste. Eu am plecat, te pup. Mersi, bro, mersi mult. Mersi, mersi mult. E peste. Deci Sissoko e peste. E mult peste. Și dacă îl scopă Sissoko, nu mai stă băieții ăștia. Eu am jucat și e mai bun. Recomand. Da, bro, dar dacă scot aici, dacă eu îl scopă Sissoko și bag Chouameni, nu mai stă din Franța. Uite, nu mai stă aici. Vezi? Nu mai stă Neymar. Și Fofana, nu mai stă. Doar dacă pun aici pe ligă franceză, tot un francez. Unde dracu e Franța, mă, sus? Pe Ligue 1. Pe Ligue 1. Da, așa ar sta. Să pun Chouameni acolo, dar nu știu cât e de bun, bro, ți-am trimis pe Discord, pe grup, VIP, ca când poți să te uiți, mersi, da, bro, o să ne uităm, ne uităm, ne uităm. Nu știu dacă e mai bun. Prima dată trebuie să rezolv linia de fund aici. Buget avem, buget avem, vindem Messi, Messi acum e chiar să-l și pun la vânzare, că acum e scump în perioada asta. O să vindem Messi. Dar scrie, frate. Îl vine pe Sulinel Pesi. 190 de ca. Să ieftine rău Messi. O să-l vindem pe Messi. Am descoperit că am Virgil cumpărasem deja. Bun, hai să vindem Messi că. Și mai avem aici la pe transfer, mai avem o grămadă, mai avem și un Marquinhos și acolo, mai avem de vândut. Buget, facem buget. Unde poți să-ți trimite echipa? Pe Discord, bro, pe linkul de Discord. Pe linkul de Discord, trimiteți acolo, Transfer Market. A,
Așa. Avem un Grifo, avem un Messico, să-l punem la 195 de K. L-am cumpărat cu 269, am pierdut o grămadă la el. O grămadă am pierdut. Așa. După care mai avem un Marquinhos. Mamă, ce s-a ieftinit Marquinhos, e doar 24 de K, bro. Te-ai dus bine că ți-a picat Odegaard, ți-a picat bine Odegaard, crede-mă. Ce s-a ieftinit și Marquinhos e doar 24 de K. Ok. Asta oare costă ceva griful ăsta sau e cu XL, să nu mai stau cu el. Da, n-are rost. Du-te acasă, că n-are rost. Gundogan e și el un pic scumpuț. Jucători, mai am o grămadă pe aici. O să mai vedem. Poți să-mi zici unde e pe Discord, te rog? Bro, intră pe live-ul de pe YouTube, Axo Gaming pe YouTube, sau dacă nu găsești Axo Gaming pe YouTube, intră pe profilul de la TikTok acolo, sub profilul de la TikTok, vezi că ai link-ul de la YouTube și în live-ul chat-ului, în chat-ul live după acolo, după live-ul de pe YouTube, ai să spamează link-ul, Nightbot-ul spamează link-ul din 15 în 15 minute și îl găsești acolo. Aici pe YouTube, ăsta, pe TikTok, dacă pun link-ul, nu poți să-l accesezi. Nu-ți dă voie să dai pe el, nu știu de ce. Du-te pe asta, pe YouTube. S-a vândut și Sulinel Pesi, nu s-a vândut Sulinel Pesi. La Sulinel Pesi trebuie să mai așteptăm. Te-ai invitat să joci. Cred că avem iar pachete, guys. Cred că avem iar pachete. M-ai invitat să joc? Eu nu vreau să joc, bro. What the fuck? Păi nu știu cine mi-a dat invite aici, eu n-am echipă acum, bro. Tu mi-ai dat? Nu știu cine mi-a dat aici. Vezi că mie nu mai îmi dă voie să joc. Trebuie să închid consola, să deschid iar. Bro, nu știu cine mi-a dat. Stai așa un pic, că trebuie să închid sesiunea aia de PS5. Stai așa un pic, bro. Stai un pic, stai, bro, așa. Stai așa, bro. Dar n-am echipă, bro. Nu mi-am făcut echipa. N-am echipă. L-am vândut pe Messi, n-am rămân acolo. Nu mi-am făcut echipa. Am revenit boss-ul. Bravo, bravo. N-am echipă, bro. Lasă-mă un pic să-mi fac echipă. Eram la vândut acum. Făceam echipă. N-am echipă, bro. N-am cu ce să joc. N-am cu ce să joc, n-am echipă. Uite, dacă te uiți, acum eu abia îmi făceam echipa, abia îmi construiam echipa. Ha, mi-a ieșit din mie ce aram vibrează joystick-ul. Să zici, deci dacă îl vând și pe mine, zic că costă 90 de K și ce mai am eu pe acolo, fac vreo 220 de K, 250 de K. Ăsta l-am. Hai, du-te, dracu. Îl am. Aici o să rămân cu Sissoko. Mi se pare mult mai bun Sissoko. Sincer. Îl am. Ăsta nu l-am, trebuie să-l cumpăr. Ăsta nu l-am. Bun. Să mă atunci pe mâine. Mâine, bro. Ia, Jesus Navas, Rule Breaker. Bro, nu vreau să scot pe Walker. Walker mi-a plăcut și îmi place în continuare Walker. Nu vreau să scot. Walker e bombiță. Eu pe Kunde l-am mai avut, bro. L-am mai avut pe Kunde și nu prea mi-a plăcut, sincer să vă zic. E bun, dar nu mi-a plăcut.
Ce fundaj mai? Mai avem un Sergio Ramos. Cum intră Ramos ăsta aici? N-a zis nimeni de Ramos. Dar nu mai stă Dembele dacă îl pun pe Ramos. Dar dacă pun Ter Stegen aici. Piqué. Zici că și Piqué este? Adevărat, mă. Da, dar e scump Piqué, bre, 290 și ceva de mii. Și nu mă încadrez în buget. Eu am până în 300 de mii. Bro. Hai să vedem la băiatul nostru de aici din chat. 44 de mii joacă Van Dijk, Araujo, De Ligt, Bakayo Saka, Modric, Odegaard, Musiala, Sané, Depay și Sterling. Și are 44 de K. Bănuiesc că formația asta o schimb, nu? Pe Musiala îl treci ca și CM. Nu cred că joci cu Musiala LM, nu? Dacă joci cu Musiala LM, schimbă-l și ia-ți un Mane aici. Ia-ți un Mane, dacă joci cu Musiala aici, ia schimbă-l, ia-ți bagă Mane aici. Musiala nu e jucător de bandă. Da, schimb aici Musiala. Restul e ok, arată bine echipa, e ok. Dar Musiala nu e jucător de bandă, da? Schimbă Musiala. Bun, hai să vedem și la Rezvi. Cât buget ai, bro? Gabriel Jesus, Werner, Tchouameni, Sané, Musiala. Bro, ce aveți cu Musiala asta? Toată lumea joacă cu băiatul ăsta Musiala, eu nu înțeleg. Anthony, Raum, Varane, Rudiger, James și Mendy. Bagă, nu știu. Scoate Tchouameni de aici și bagă un Goresca. Bagă un Goresca aici. Și eu ți-am trimis pe Insta. Da, bro, ne uităm. Task, mi s-a stins controlul, am rămas fără baterie. Ne uităm. Am 100 de K. Bagă acolo Goresca în locul lui Tchouameni. Bagă Goresca. Bagă Goresca în locul lui Tchouameni. Ce rezolvată. Și eu ți-am trimis pe Insta. Ok. Hai să vedem. Asta am trimis-o eu, asta am văzut-o cu 300 de K. Asta i-am Răzvi și vreau un RM. Răzvi, ți-am zis, RM e ok, a lasă așa, schimb aici Goresca, am zis, tate vostru, ce schimbări pot să fac? Băt Road to the Glory și echipa de la început. Asta am văzut-o, am vorbit despre ea. Alex Wolf, Alex Nuță, ia să vedem. Haaland, Vardy, Thiago, San Maximin, Thiago, Zakaria, James, Mbabu, Godfrey, Rudiger, Luke Shaw și De Gea în poartă. Cât buget ai, bro? Cât buget ai? Dacă ai 100 de K, ia-ți aici un Mendy. 50 de K, mai strânge un pic și ia-ți un Mendy în locul lui Luke Shaw. Ia-ți un Mendy aici să-ți-l țină și pe Rudiger. Da, ia-ți un Mendy aici. Mai strângem vreo 40 de K și ia-ți un Mendy. Da?
Atâta momentan. Și după aia mai vezi cum mai strângi și îți faci. Strânge și ți-ai un Mendy. L-ai pus pe Mendy aici, îl ținești pe Rudiger. Dă unul în alt. Și cu antrenor de pe Liga Santander, stai cel puțin în doi stau. Decât Rudiger de cu nimic, da? Ia-ți aici un Mendy. Hai să vedem. Asta ultima am văzut-o. Ok. Aici ce să mai zic, bro, arată demențial echipa asta, adică n-am ce să zic la ei, chiar n-am ce să zic. Chiar n-am ce să zic. Unde să trimit, să zic o părere, pe Discord, bro, pe link de Discord. De la e fix deasupra ta cu 3 mesaje. Ba nu. Vezi unde scrie Nightbot-ul, Golani, nu, review echipe sau ceva. Sau dacă nu scrie, pune, dacă spun eu. Stai că spun eu. Nu l-a pus? Nu l-a pus, doar în pula, cred că eu nu pot să o pun sau de ce, nu știu. O să vezi mai sus, să scrie Nightbot-ul, unde să pui pe link-ul de Discord. Uitam la echipă. Aici n-am vreo ce să zic, e bombă echipa, chiar n-am ce să zic, bravo, eu ai făcut super bine. Mai avem încă... Am primit și un food bin. Zicea ceva de schimbat. Buget 50 de K. Gest. Dar ce pula mea sună asta? Ah. Mi-a picat Nazario 94, cred că singur din România. Bravo, bro. Ce pot să zic? Felicitări. Felicitări maxime. Felicitări maxime. Felicitări până la Dumnezeu. Bro, a zis să mai strângi un pic de bani. Mai strângi un pic de bani și... Că nu prea ai ce să schimbi. Ca să îi ții... Să-l vând sau să-l joc. Bro, depinde ce echipă ai. A zis să mai strângi un pic de bani, bro, aici. Să mai faci niște bani. Să joci așa cum se poate. Și când ți-ai făcut o anumită sumă de bani, după aia să investești, da? Că nu... Aici, de exemplu, ai putea să joci un Zaha în locul lui Jota. De exemplu, în locul lui Zaharia ai putea să bagi altceva, nu știu. Aici, de exemplu, ai putea să, dacă scoți de aici, nu-ți mai dă, să bagi un Merinio aici. Ăsta e forță, Merinio ăsta. Nu ăsta, băga mi-aș. Ăsta. Ăsta e zeu. Doar că după aia nu-ți mai stă pe Anglia, știi? Estupinian ăsta e foarte greu de legat. Valverde e ok. Varane e ok. Dacă scoți Courtois și să bage aici ceva din Anglia. Asta îl dăm afară. Dar de ce nu mă lasă să pun aha, Nation? Portughez. Uite cam așa, bro, dacă ai face. Cam așa. Pui Merinio aici. Și îți rămâne la fel, este stupinian ăsta și dar măcar îl ții pe Jota. Și ții
cam așa aș face eu. Și nu știu dacă te mai strângi un pic de bani. Înțelegi? Na, altceva n-am ce să zic aici. Chiar n-am ce să zic. Cam atât. Da, dai și Dembele. Deci dacă pui Dembele, nu-ți dă cu Dembele? Ba da, bro, uite, pui Dembele. Și ai rezolvat-o. Îl scoți pe Rafinha și pui Dembele. Ce-ți rămâne ăsta? E Stupinian ăsta care... Na, asta e. Te? Așa fă. Așa fă. Bro, nu știu, l-am primit cadou, habar n-am, nu știu. Nu știu, sincer, nu știu, nu știu. L-am primit cadou, bro, nu știu. Sincer, nu știu. Mersi, stai, bro, liniște, nu-i problemă. L-am primit cadou, bro, nu știu, nu știu, nu știu. Chiar nu știu. Bași un antrenor de Premier League. Dacă bagi antrenor de Premier League, nu mai este Jota după aia. Sau s-ar putea să stea. Încearcă, încearcă și vezi. Asta nu-i bun, bro, n-am bani de el. N-am bani de Piqué. E foarte scump. Piqué e 300 de mii. Numai Piqué e 300 de mii. 295 de mii. Și n-am bani. Aș putea să pun Konate, guys. Ce ziceți? Konate merge și Konate, nu? Konate, cât dracu era? Da. No, Ruben Dias, bro, nu o să joc niciodată cu Ruben Dias. Militao. Oricum Konate ăsta se merită investit, că Liverpool o să treacă mai departe, garantat. N-arată rău cardul ăsta, are lenti. Și ai băgat un shadow, că și cu shadow e lenti. Dar unde e shadow, pule? Chiar n-arată rău? Defending. '89, '90 acolo. Încearcă Gomez din for, l-am avut, n-am fost prea încântat de el. L-am avut, n-am fost încântat de el. Piqué e scump, ăsta, mamă, Ramos e 374 de coconești. Van Dijk mai e o opțiune, da. No, dar leaua, pe ăsta îl pun, că ăsta o să crească garantat, ăsta îl pun. Aici o să iau Cancelo celălalt gold. O să-l iau pe ăsta. Voi ajunge 348.000 și fac, am 340.000. Singurul bulangiu care nu stă e Ter Stegen. Dar pe Ter Stegen pot să-l rezolv, cred. Pe Ter Stegen nu mai stă băiatul nostru aici. Dacă pun tot Loris, care l-am deja. Nu stai, mă, Beli mei, caro. Nici cu Liga Santander, tu te drept. Aici trebuie neapărat Liga franceză, neapărat Liga franceză, să-mi dea... Ei, că te-am prins, neapărat Liga franceză îmi trebuie aici.
Ca să mi-l țină pe Neymar. Militao, recomand. A Militao nu stă în chimie, bro. Și o să rămână ăsta care nu stă deloc, bou ăsta aici. Singurul care poți să-l pune Kunde. Vara nu stă. Kembe nu mă avantajează. Marchinia și 300 de K. E jocul lui Barre, Ruben Dias, bunicel Kunde. Da, știu, bro, dar aș vrea ceva mai mare. Piqué ăsta, băi, e forță ăsta, dar e 300 de K, frate. Aici Ter Stegen. Unde ești? Și tot nu stă, mă, nici cu Ter Stegen. Nu te-ai gâtul, măti. Tot am fost plecat toată ziua și nu am putut prezenta capitane. Stai cu minte, Lăptic, nu-i problemă. Stai chill, stai chill. N-o scol la capăt aici cu echipa, bro. Vezi că-ți dai avertizare dacă mai stai cu țigara pe TikTok. Știu, bro, știu. Da, nu știu ce să zic aici. Eu l-am pe Dudek. Îmi apără foarte bine. Da, pe mine nu mă avantajează. Bro, dar un portar, un hero, un CB hero din Spania nu este? Ia să vedem. Players. FIFA 23 player. Și avem nevoie de League. Top 5 Santander, poziții CB, Nation versiuni, Out Rule Breaker, Dynamic, unde dracu-i hero-ul măsii? Moment, am put hero. L-avem pe Mascherano, guys. Rafael Marquez. Am pus CB și ei mi-au dat pe dracu să ia. Rafael Marquez și Mascherano. Javier Mascherano. Cum arată Mascherano? Nu-mi place. Rafael Marquez, mai praf la viteză, dar stă bine pe... O să-i pun shadow. E scump Mascherano. E bun rău Rafa Marquez. Și rămâne Ter Stegen, dă-l în pis, da mă, zic pe Ter Stegen. S-a băgat SBC? Nu știu, bro, nu știu, nu m-am uitat. Da, o să mă gândesc, o să mă gândesc cum o să fac aici, o să mă gândesc, nu știu exact, dar... Bagă antrenor german, dacă bagă antrenor german nu mai stă Sisoko. Sau are stă? Nation popular Germany. Neapărat întreb pe Franța. Ligue 1. Jurgen Klopp. Gata, bro, cam așa. Cam așa. Cam așa, mersi acolo de sfat, bro. Mersi de sfat. Mersi mult de sfat. Cam așa.
Ai jucat tu Weekend League? Da, bro, da, 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 am jucat la internat. Cam așa, cu toate că are 74 viteză aici, da. Da, cam așa. Hai să vedem ce CBC-uri a băgat. Ce CBC-uri sunt băgate. Ce căcat, mă. Nici ăsta n-are baterie. Ok. Piesa, Ross Barkley, Team of the Week, Gold, Marcus, Kim, John Kurt, Dynamic, 20, Unde, Frederic, Cody, Gakpo, Position, David. N-a băgat niciun SBC? Da, n-a băgat niciun SBC. N-avem ce să faci. Fă Pro Club, gata bro, hai să facem Pro Club. Ce loc a ieșit la Weekend League? Rang 6, bro. Rang 6, dar mi-a dat bine, să știi. Play Mod Pro Club Volta. Pro Club. Hai la. Create a Club. Ce ți-a dat? Red Pick Dembele, Marquinhos, ce nu mai știu. Care dracu mă, e space, mă, nu pot să pun space? Uite-te pentru ultima dată pe Discord că nu știu ce să fac. Weekend League-ul viitor voi fi și eu te asigur, sper. Stai bro, liniște că nu-i problemă, nu-i problemă. Chiar nu e. Hai să vedem ce e. 23-45, cred că asta e. Da bro, e mult mai bine așa. Mult mai bine așa. Mult, mult mai bine așa. Altă viață. Deja începe să arate echipă. Altceva, bro. Altceva. Mult mai bine. Mult mai bine așa. Chiar mult mai bine. Andrei, mult mai bine așa. Mult, mult mai bine. Altceva. 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 Și de acum ia și joacă și strânge bănuși pe viitor, face upgrade la jucători mai mari. Am ajuns la 14 win-uri din 14 la squad battle. Mă dor degetele. Foai lău cât ai jucat. Să joci atâta meciuri la squad battles e dificil, bro. English League. Nu ne Eastern Europe. Northern Sud. Not. Păi și care e recomandatul cu toți morții mei? Asta e. Position any. No. Use club. Ball. No. No. Create club. No? Line color, yes. Great club. Club. Hit crest, ba, trebuie să fac din astea. Ok, mulțumesc mult. Custom kit. Facem custom noi, nu? Customize ham. Bun, kit. Ce alegem aici, guys? Ce tricouri alegi? Ăsta pare interesant. Asta nu-mi place. Old gen, nu? Nu bro, new gen. Ce alegem, guys? Ce tricouri alegem? Și ăsta pare interesant. Luăm așa cu Jordan.
Și schimbăm culoare. Despre Maxi, dacă nu-mi dădeai acest sfat tare echipă, mi-ar sta groaznic. O dată mă spun, stai bro, niște, nu-i problemă, nu-i problemă. Și de acum fă, strânge bănuți și... Strânge bănuți și ia jucători din ce în ce mai mari, da? Cred că asta e ok. Bun. Aici rămâne alb, aici. Ola mea. Te ajută cu ceva la ultimate? Nu, no, bro, nu. Asta e doar de for fun, așa. Dar nu-mi place cum arată, să-mi bag pula dacă îmi place. Mai tare îmi place asta, sincer. Asta e doar din două culori, name and number. Lăsăm negru asta. Dar nu vreau roșu aici. Rămâne negru așa. Și la away kit. O să tu mai ai. Nu-mi place cum se vede. Gata. Să-ți poate? Stai că nu l-am făcut, bro, stai că nu l-am făcut. Oh, asta îmi place. Asta îmi place cum arată. Nu mai îmi place. N-are culori și nici. Salut, bro, mersi mult, mersi, dar nici eu nu mai stau foarte mult. O las pe asta momentan, dacă e mai schimbăm noi după aia, da? Bro, cred că l-am făcut clubul, nu? Club, Axo Gaming se numește, bro. E fix așa, Axo Gaming e club. Serviciu ușor pe mâine. Da, bro, mersi, mersi mult, mersi mult. Te respect maxim, mersi. Respect maxim acolo. Axo Gaming, bro, se numește clubul. Oricum o să dau aici cine poate să schimbe astea, că nu mă pricep. Axo Gaming, clubul de Pro Club. Intrați aici. Îl fac mâine pe Raul Baker și deja arată altfel echipa. Da, bro, arată altfel, îți dai seama. Raumăla e bun, rău de tot. E zeu Raumăla. Axo Gaming, Pro Club-ul. O să dau la cineva să ocupe de echipa asta, că nu mă pricep. Și
Nu, și cred că e cam atât în seara asta, că deja e trecut de ora 12, e 12 și un pic și mâine sunt la muncă de la ora 6:30. Și na. Așa că ce să vă zic? Vă mulțumesc frumos că ați stat pe live cu mine. Sper că v-a plăcut ideea să-l aduc pe Silviu să joace, să-l vedeți și pe el cum joacă. Dacă mai vreți să-l mai aducem și așa mai jucăm sau poate, nu știu, idei să mai aducem și pe altcineva. Aducem și jucăm, nu-i problemă. Na. Altceva ce să vă zic. Vă mulțumesc că ați stat pe live până la ora aceasta. Ați fost aici activ în chat, ați vorbit. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc mult de like-urile pe YouTube acolo ce le-ați dat. Sunt puține, dar sunt meritate și muncite. Și până mâine seară, fratele vostru vă zice să fiți cu minte, nu cu minți. Și vă urez o noapte extraordinar de calmă și liniștită și somn ușor. Vă pup! O seară faină și mulțumesc încă o dată că ați fost pe live cu mine. Vă mulțumesc, Chip, îmi pare rău, dar na, nu mai pot că mâine îți mă duc la muncă și e gata și la mine. Încă o dată vă pup, noapte bună, somn ușor și ne vedem mâine seară. Ceau, v-am pupat, respect.